Bun găsit, dragi prieteni! Bună seara tuturor! Suntem împreună cu maestru Dan Puric. Am anunțat de ceva timp această emisiune. În ultima perioadă am evitat chiar să mai fac promouri pentru emisiuni, fiindcă avem tot felul de surprize în timpul emisiunilor sau înaintea lor. Se petrec tot felul de incidente, cad paginile, nu mai poate lumea să distribuie, cade netul, se întâmplă toate incidentele de pe planetă care se pot întâmpla cu net. Pentru ce? Ne întrebăm. Pentru că avem niște puncte de vedere, putem fi acuzați de delicte de opinie, suntem chiar atât de nedoriți, de indezirabili, nu știu, nu mi-e foarte clar de unde vin toate aceste lucruri. Dar sigur că da, noi vom continua să încercăm să prezentăm puncte de vedere diferite, puncte de vedere ale unor oameni care nu au făcut în viața lor nimic altceva decât să militeze pentru emanciparea acestui neam și pentru evoluția lui. Puncte de vedere care cred eu că sunt utile pentru trezirea tuturor, pentru trezirea minții și a spiritului, pentru întreținerea unor idei fundamentale în societate. Și cred că maestru Dan Puric este unul dintre principalii exponenți, un adevărat stâlp de boltă al neamului românesc, care are dreptul la opinie. În ultima perioadă am văzut că a fost foarte criticat, că au apărut tot felul de ciudați care l-au atacat. Nu înțeleg atitudinea asta și nu înțeleg mai ales în contextul în care, dacă ar participa la o dezbatere cu maestru Dan Puric, sunt convins că i-ar lăsa balamalele într-o perioadă relativ scurtă. Bună seara, maestru! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, domnul Lazarus. Ce mai faceți în această perioadă de maximă tensiune geopolitică, națională, internațională, lupte de tot felul se dau între ei, între ei și noi, între noi și noi. Războiul român-român parcă s-a acutizat mai tare decât oricând. Ce părere aveți? Da, nu, cred că nu mai este timpul de păreri, este timpul de atitudini, care atitudinea este cu totul și cu totul altceva decât o părere. Până și dezbaterile acestea, care evident sunt foarte necesare atâta timp cât aduc lămurire, în ultima instanță trebuie să creeze o atitudine. O atitudine pentru că suntem într-o situație limită și într-un fel, aici se discern caracterele, oamenii. Îmi aduc aminte, am să vă dau un exemplu. Există o cărticică mică intitulată Ultimul Cuvânt. Este vorba de ultimul cuvânt de apărare pe care l-a avut marele gânditor român și martir al închisorilor comuniste, Mircea Vulcănescu. Situația era similară. Bine, atunci România era invadată fizic, vizibil, de trupele sovietice, era în proces de Tot de decimare. ruși. Da. Da. Erau alți ruși atunci. Acum noi suntem invadați de globaliști, că ăștia sunt albaștri, sunt mai periculoși. Și îl judecau, cum să zic, ultimii oameni. Vă dați seama cine era în completul de judecată, ca și acum. Erau, cum să zic, marginalii societății puși să devină instanță morală. Domnule Lazarus, închipuiți-vă dumneavoastră că omul acesta, care acum este făcut criminal de război și care este de fapt unul din mari martiri ai poporului român, nu a spus nimic într-o apărare sa, a vorbit atâta. A spus așa, el care a susținut în timpul guvernului Marșal Antonescu, a fost un om care a dus statului român un echilibru financiar fantastic, a apărat cât a putut pe sectorul țara. Și a spus că într-o zi, dintr-o biserică, au ieșit doi sfinți în odăjdile lor, Sfântul Nicolae și Sfântul Casian. Odăjdile lor, alea frumoase, preoțești, așa, lume multă în stânga și în dreapta. Și cum au ieșit din curtea
bisericii undeva într-un mal, într-o... acolo se chinuia un țăran. Îi căzuse, domnul Lazarus, îi căzuse carul într-o parte în noroi, în șanț, cu boi într-o parte și era acolo, stracul se chinuia și nu-l ajuta nimeni. Și Sfântul Nicolae zice, hai să-l ajutăm. Și Sfântul Casian zice, nu, nu, spiritul nu se coboară la nivel de suflet, trebuie să ne vedem de treaba noastră. La care Sfântul Nicolae n-a ascultat, s-a suflecat, a intrat în noroi și a ridicat carul. Și zice Mircea Vulcănescu, și nu știu de ce de atunci poporul român are o evlavie mai mare la Sfântul Nicolae decât la Sfântul Casian. Era o metaforă, în sensul că și el la vremea respectivă s-a suflecat, a intrat în noroi și a ridicat carul. Ăla a căzut în șanț. Așa este România acum. Trebuie să ne suflecăm și să ridicăm carul. În fond, și ceea ce faceți dumneavoastră, aici asigurați ceea ce nu asigură opoziția, care este o opoziție controlată. Adică știți cu ce seamănă asta? Cu răspunsul dat de Tudor Grăceanu, marele aviator, săracul, era acolo în garsoniera lui și cu piciorul amputat, pentru că a fost singurul care a încercat să evadeze din închisoare. Zice, domnule Tudor Grăceanu, de ce vă ridicați? De ce, îl întreba doamna Lucia Hosu Longin, de ce vă mai ridicați de la sol când raportul de avioane de vânătoare era 1 la 30? Noi aveam un avion de vânătoare la 30 americane. Și el zice, păi uite așa cu coană ca să se știe că nu-i stat fără câini. Așa și noi acum, m-ați înțeles? Asta este o rațiune total românească. Bă, nu intră ursul când vrea. Da. Despre asta aici se creează totuși o atitudine și să vă dea Dumnezeu sănătate să puteți racola cât mai multe voci, că încet, încet se creează, vreau să vă fac o mărturisire, zile trecute am trecut pe lângă o cafenea și erau niște oameni simpli, cred că muncitori, beau și o cafea acolo. Și mi-a zis, domnul Dănuț, noi vă iubim, vă apreciem, să știți că noi vă ascultăm, dar dacă nu reacționăm, nu înseamnă că nu suntem vii, rezistăm pe tăcute. Adică e o rezistență tacită românească, m-ați înțeles? Excepțional răspunsul. Pentru că el are în el atavic chestia asta. Unde să ieșim în față noi când ne distrug? Suntem o țară mică, suntem, nu avem, cum să zic, statul român a dispărut, nu avem președinte, nu avem guvern, sunt numai marionete aduse din străinătate, luate de la noi. Și, cum să zic, fiecare acum pe parcela lui mai spune ceva. Nu așa, aveți grijă. Păi nu vedeți că, în fond, dacă ar fi să ne uităm așa la lumea aceasta, n-aveți senzația, sentimentul apocaliptic, este o corabie care se scufundă, dar se scufundă nu numai că a fost prost condusă, ideologii de servici i-au dat găuri pe șestache noaptea, după care a zis, au început să urle, salvați-vă. Și ce să facem ca să ne salvăm, a zis? Păi aruncați peste bord ce? Credința, civilizația, tradiția, bătrânii, tot copilăria copilor noștri. Aruncați și până salvați-vă, notați de unii singuri. N-ați văzut că timpul acesta nu mai este un timp istoric, este un timp catastrofic. Este un timp catastrofic în care se scufundă așa ca, parcă am mai zis undeva, Atlantida, știți? Insula aceea mitică de care vorbea Platon. O citeam că nu vedeți marile valori care sunt, nu mai e voie să predai Shakespeare, nu mai e voie să cânți Beethoven, nu mai e voie Tchaikovsky, Dostoevski, nu vorbesc mai partea asta rusească, au început să confunde politica cu cultura. Lucruri care cred că nu v-ar fi trecut încă niciodată, mie personal vă spun, mi se pare așa de un domeniu. Cred că Makarenko și Ana Paucăr și Stalin ar fi geloși pe vremea asta. Și bă, fraților, n-a crezut că o să dăm niște rezultate magistrale și sub ideea de democrație. Noi cel puțin veneam cu tancul, vă impuneam, dar acum bă, libertatea de expresie, știți cum e libertatea când divorțează de morală, de etică, de credință, se întoarce împotriva ei, devine libertinaj. Cam cu asta mă ocup, cu a fortifica atitudinea românească care nu e de disprețuit. Nu mă iau după formele astea, cum să zic, civile, așa, ale populației de suprafață. Nu. Eu vorbesc de, ce am mai zis, acest fenomen aproape karstic al poporului român. Merg prin țară și mă întâlnesc cu oameni de o inteligență și de o forță extraordinară,
domnului Lazarus, de o înțelegere a lucrurilor. Știți că Tolstoi în jurnalul lui definea inteligența așa. Inteligența înseamnă înțelegerea lucrurilor. Ăștia au înțeles lucru. De asta una este România politică și alta este România profundă. Cred că așa a fost întotdeauna. M-am uitat prin jurnalistica lui Minescu și spunea între România politică și România adevărată, nu e nicio legătură. Deci de pe vremea lui. Da. Cam asta. A, vreau să vă mai spun ceva. Apropo de tânăra generație, de, adică e un punct terminus. M-am întâlnit cu un prieten, un foarte bun prieten al meu. Eram într-un aeroport acum vreo 2 ani, deci înainte de pandemie. Și el lucrează în silvicultură și mi-a zis: măi, Dane, știi ce cu noua generație de fazani? Nu-i așa, că rămâneți perplex. Noi discutăm acum, zice, ce caută nebunul ăsta cu fazanii? Crescătorii de fazani. Eu n-am știut că li se pune, cum să zic, un voleu acolo unde sunt crescuți, știți, plasa aia. Domnului Zazos, au coborât-o mai jos și ăștia, deoarece voleurile s-au coborât, nu mai au dorința zborului. Ați auzit de domesticirea aspirațiilor? La tine le-a coborât voleul. Ce aia țară, mă? Credeam că numai în China se întâmplă treaba asta, dar nu, văd acolo că se... Nu sunt voleuri, i-a băgat pe sub pământ săracii. Dar la noi, în general și în lume, sunt voleurile coborâte. Dar am să vă spun ceva. Eu am fost în China, am jucat la Opera Națională din Beijing, 3.000 și ceva de spectatori, a fost un succes imens. Și cu Coreea de Nord și acolo am fost și atâtica e comunismul. Ei sunt țărani ca noi pe dedesubt. Dacă vă duceți pe la un restaurant chinezesc aici și după ce zice țin, kong, fong, fong, song și o mai prăliți pe engleză puțin, o să vedeți că are aceeași legătură sufletească ca șoferul de taxi de la noi. Adică intră pe o comuniune rapidă. Sunt vechi. Ei sunt doar niște oameni chinuiți de o ideologie. Sunt vechi, săraci, dar cum să spun, au în ei o sensibilitate extraordinară. Eu am fost și în Coreea de Sud, dar mai ales în Coreea de Nord, unde sunt oprimați, sau în China, știți. E o afinitate între popoarele vechi. Și să știți ceva, acum vreo lună și ceva, m-au chemat la Târgu Neamț simpozion Ion Creangă. A zis: domnul Dan, dacă puteți. Și m-am apucat să recitesc. Acum, și asta mi se pare paradoxal, că dacă ați recitit pentru copii sau astea, ce mă interesează pe mine în anul 2022? Am războiul la graniță, ciuma asta de la OMS vine din nou peste mine și o să citesc Ion Creangă. Dar eu trebuie să recitesc ca să știu despre ce vorbesc. Este o minune de dăinuire românească. Vă dau un exemplu. Am citit, este esența poporului român. Danilă Prepeleacă. Aici nu mai zic să văd că din copilărie n-am mai citit. E despre ce e vorba cu Danilă Prepeleacă? Danilă Prepeleacă este esența poporului român. L-a trimis Fraxul în târg, a pierdut tot, și boii, și carul, și s-a întors cu punga mărât. Tot o nenorocire, cam cum suntem noi în Europa și în lume. O catastrofă. Și a zis: tu te bă de aici, pleacă, că nu ești bun de nimic. Și săracul disperat, că acum poporul român nu mai unde să retragă, s-a retras într-o pădure și a început să construiască ceva. Și din iazul din pădure a ieșit un drac. Și zice: ce faci mai aici? Păi zic: o mănăstire. Păi cu șeful ai vorbit? Care e șeful? Șeful de la noi. Era de la Bruxelles, de acolo, din Iaz, șeful dracilor. Și a trimis șeful dracilor o pungă mare de bani să nu facă mănăstire. E, dacă citiți povestea, o să vedeți că tot handicapul lui de inteligență care era în real, în lumea reală, domne, i-a nebunit pe draci. Deci Danilă Prepeleac a făcut cu ei, i-a făcut praf cu tot iadul. De unde rezultă că poporul român, până nu dă de dracu, nu se trezește. Inteligența acestui popor se ridică în situații limită. Să observați lucrul ăsta. În situații, cum să spun, extreme, ăla e Danilă Prepeleac. Dom'le, nu sunt în stare să fac față la Uniunea Europeană, la globalizări, la asta. Dar când se strânge și intri, el face o mănăstire. Să nu te atingi de Dumnezeu. Acolo îi ia dracu pe toți. Să nu folosim cuvântul dracu, cel mai bine în popor zice netrebuitul. Foarte frumos, foarte frumos. Asta s-a,
S-a inversat acum ideea asta cu dictonul acela pe care poate vi-l amintiți: vrem spitale, nu catedrale. Lăsați în pace sărmanii, că au avut parte numai de clonele astea. Știți, uitați, rețin și uitați-vă la conflictul care este acum. Creangă, Doamne, ce înseamnă spiritul atavic românesc, că la omul fără suflet, vă rog să rețineți, îl dă Dumnezeu pe cel fără lege. Extraordinar. Dracii se bat între ei. La omul fără suflet îl dă la fără lege. Lăsați-i să se bată între ei. E, cum să zic, și mai este ceva. Am găsit unicul filmuleț cu Constantin Noica, minunea asta de om. Și ziceam, prin comunism, zice așa: acum toată lumea se ocupă de context, eu mă ocup de text. Nu-i nemaipomenită? Da. Ne ocupăm de text, adică el ctitorea făcea ceva. Să ne ocupăm și noi de care e textul nostru, credința noastră, copiii noștri, țara noastră, cât putem pe parcela noastră. Acolo, în apartamentul dumneavoastră, construiți ceva. Și faptul că v-ați apucat așa, cum zic, liber, singur, să faceți ceva, înseamnă că vă ocupați de text. Restul se ocupă de context. Noi care vorbim acum, nu vorbim să ne aflăm în treabă, ci să facem o treabă. Adică să ridicăm ceva, domnule. Ce să ridicăm? Cu ce te ocupi, domnule? Cu ridicatul moralului, a conștiinței, a atitudinii românești. Să nu dezertăm de pe terenul acesta, că vă spun, este benefic. E, ziceam, a întrebat cineva zile trecute care este rolul României astăzi. Păi din punct de vedere social niciun, pentru că și politic nu avem nicio voce. La nivel de guvern suntem numai ecouri. Ecou de la Bruxelles, de la Washington, de la Moscova, de unde vrei. Noi suntem ecou, nu avem nicio voce. Da, asta e România de suprafață, aia schilodită. Dar într-o lume care se scufundă, care și-a pierdut busola, credința în Dumnezeu, care aleargă din ideologie în ideologie crezând că îi salvează doctrina, știți? E așa, cred, că îi da doctrina. Și mi-aduc aminte când erau pușcările pline de închisori cu oamenii vinovați în perioada comunismului, am mai spus-o, dar câteodată e bine să repet lucrul ăsta, că centrează. A ieșit un biet preot de țară și în fața altarului a zis: bă, fraților, ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Aici este pivotul poporului român. Are mamă. Are mamă. Și să știți că toate popoarele în forul lor interior au mamă, numai că sunt amețite, sunt înnebunite. Nu vedeți că totuși poporul nu s-a comportat eroic, mai ales cum a ieșit din pandemia asta, fără să facă genoflexiuni ca la Macron acolo, să se macronizeze. Poate și la noi și polițiștii au înțeles, și jandarmii au înțeles, și serviciile au înțeles că nu trebuie să se cretinizeze în mod occidental, să înceapă vânătoare. Fugeau cu seringile prin Viena după oameni în Australia. Adică la noi asemenea, cum să zic, deliruri, abatoare, vaccinare nu au fost. Și nu din cauză că guvernul nu, au fost niște nenorociți în perioada, cum să zic. La noi s-a mai încercat cu trei mici, cu un voucher, cu... Da, cu un voucher. A venit primarul la imbecil și a zis: te vaccinezi cu mici, cu muștar. Este ceva antologic. Eu aș dedica, cum să zic, aș face studii antropologice pe cum n-a zis că în România tot ajunge în derizoriu. Dom'le, dacă te duceai la un austriac și ziceai: nene, dacă îți dau trei mici, faci și doza a treia. Ăla nebunea pe câmpul ăla, îl fugărea polițistul ăsta, primarul, ce-l fi fost la de sector, a zis: bă, au murit ăștia de foame, s-au dus. Nu v-a zis de țigănușul ăla de la mine pe stradă? Și că, bă, te-ai vaccinat? Să moară mama, m-a vaccinat. Cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. Deci, îmi plac femeile. Deci undeva într-un derizoriu s-a dus, i-a topit. Și nu vezi că totuși românul are o cumințenie și la conflictul ăsta care este acum lângă noi, din ce în ce mai aproape. El, știți cum se zice în popor, înainte să-ți cumperi casă, să-ți cumperi vecini. Interesant. Pe când ăștia de la noi, din capul satului, de 30 de ani, fiind toți epifenomenele comunismului și ascultând pe
lanțul de biciclete de la Bruxelles n-a făcut altceva decât să ne izolăm. Să ne izolăm de ruși, de bulgari, de sârbi, de, știți, cu puține excepții. Singurul lucru deștept care l-am făcut, că n-am recunoscut independența Kosovo. Dar știți de ce? De frica să nu se întâmple la fel în Ardeal. Știți? Aici a fost o manevră. Au dat-o pe Basarabia, șmecherite așa, cu Kosovo. În rest, da, l-ai auzit, maestre, pe Leancă. A apărut Leancă acum și a spus că singura variantă pentru Moldova acum este să se unească cu România. Am fost de-a dreptul șocat. Vai! Și noi care spuneam de 32 de ani treaba asta. Iată și Leancă, fost prim-ministru al Moldovei, a ajuns la această concluzie. Că Moldova era noastră. Înțeleg. Vă dați seama, știți ce șoc am avut eu când am văzut dicționarul româno-moldovenesc? Da. Da, știți ce, că frumusețea, știți cum e cu limba basarabenă, limba moldovenească? Uite, zice în limba basarabenilor săraci. Mi-a explicat Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l odihnească. Domnule Aloise Lazaru, este ceva cu tremurător. Știți când au putut ei să scrie cu litere latine prima oară? În 91, pe crucile de la morți. Deci vă dați seama ce a fost în Basarabia. Pe crucile de la morți, asta e de pateric. E, știți, un râu care merge și la un moment dat e o inundație și se retrage. Dar rămân bălți colaterale. Și alea nu mai primesc informația apei. Rămân acolo, e stătută. Așa a fost limba aia. Dar ea are farmecuie, de exemplu, când am fost la Chișinău și m-am dus la un chioș din ăsta non-stop, nu zicea non-stop, deschis veșnic. Și am avut senzația de faptul că zabelul, domnule, mi-a și fost frică să cumpăr. Înțelegi? Parcă aveam vată în nas. Vreo firmă de pompe funebre ceva. Da, da, deci cum se duce acolo bere? Deschis veșnic. Păi da, poftiți înăuntru, sănătate. O beau, deja eram deja defunct. Adică, da, există... S-au trezit și ăștia că Moldova e sigur că asta trebuie să fie firească, să fie trecută în manuale, să fie în discursul. Ce mi-a plăcut că președintele statului de la noi, cel care este acum de o eternitate, s-a dus acolo și a sărbătorit 30 de ani de independență a Moldovei. Vă dați seama? Adică și Putin, dacă îl plătea, nu făcea mai bine. Da, adică, nu trebuie și legitimează, bă, că sunt independenți. Eu nu știu cum de nu s-a dus el în Ucraina. Asta e marea mea dilemă. Adică să lase pe Ciolacu și pe Ciocu. Ați auzit bancul care a apărut ieri pe internet? Geniul poporului român cu domnul prim-ministru Ciucă. A zburat la Kiev, îl știți? Da, și s-a uitat de sus și a zis, vai, ce dezastru. Dar vedeți că sunteți deasupra vasului. Tot n-am trecut granița. Da. Este fabulos, domnule. Este absolut fabulos. Umorul acesta, care, vedeți, nu că e derizoriu, arată într-o fracțiune de secundă o realitate. Nu se lasă păcălit românul. Umorul la român este o armă teribilă. Eu cred că este reflexul ăsta dacic. Râsul salvator, zicea Cioran. Dacii râdeau la moarte și plângeau la naștere. La naștere, viață. Da. Și ne-a rămas, nu știți că suntem singurați. Singura țară, singurul popor de pe suprafața pământului cu cimitirul vesel. Cu cimitirul vesel. Păi strigă la mormântare, da. Zice, draga maichii după tine, îmi pare și rău și bine. Dacă dar nu știu dacă v-am spus chestia aia cu bunica mea care mi-a zis că atunci când va muri să cânte numai hore și sârbe la moartea ei. Și eu m-am dus la Severin și când a murit am tocmit formație și a cântat numai ore și sârbe. Și o dăduse România TV pe televizor și a mormântat Lazarus bunica. Și au apărut vreo câțiva nefericiți și zic, iute domne, ce e asta domne, ce mormântare e asta? Păi așa e pe la noi, pe la Olteni. Ce să facem, că eram de la Severin cu discuția asta. Dar n-a înțeles nimeni. Pentru că ați adus acum aminte vorba de povestea asta, mi-am adus și eu aminte de acel moment. Mă durea sufletul așa, pentru că ea m-a crescut, dar era dorința ei. Trebuia să mă deprinez. Eu n-am știut asta. Sunteți din Oltenia, nu? Da, din Severin. E, uitați, domnul Gelu Vișan mi-a explicat într-o zi, am rămas că e tot din Oltenia este,
de la Craiova, această, da. Cum să zic, o tradiție, sărindar, ați auzit? În care din timpul vieții era de pomană, hainele. Da, face și pomană de viu. De viu și că face groapă. Și că bă, ți-ai făcut groapă? Nu, nu ești om serios. Da. Ia gândiți-vă că dacă acum la noile alegeri prezidențiale, spune domnule, înainte să fii președinte, ți-ai făcut groapă. Ce e, una, e un șantaj ceva? E o amenințare asta sau ce? Nu, domnule, nu. Este, arată efemeritatea acestei vieți, de o înțelepciune extraordinară. Eu dacă își puteam, da, aș face groapă la Sfânta Vineri, dar nu îmi dă voie. Dar da, dacă știi că în viață și ai groapa te așteaptă, nu mai ești atât de tupeist, de hoț, de obraznic. Este o înțelepciune extraordinară. Mi-a explicat domnul Gelovișan, domnule, am rămas, zic, domnule, nu știu, dar asta e tot reflexia. Domnule, n-ai groapă? Eu mă duc duminica să-mi văd groapă. Adică Sfântul Vasile cel Mare zice, domnule, fiecare zi trebuie să te gândești că mor, dar asta nu-i pesimism, domnule, pentru bunul Dumnezeu. Îți trăiești viața și cu mai multă amploare. Dar trebuie să știi că ești și pe la Cotrocin când treci, și pe la aia masa rotundă, Washington. Ești trecător, domnule. Ăștia se comportă de parcă ar trăi minimum 450 de ani. Nu se mai... Este excepțională chestia la sărindare. Să zici, bă, ia haina asta, de ce? Lasă-mă că mă duc. E, și nu este pesimist, este extrem de vitală. Sau cu coșciugul, noi zicem tron, cu tronul. Îți cumperi, da, tronul de când ești în viață. Așa făceau bătrânii și îl ținea în pod. În pod, dar așa zice tron? Tron, da. Extraordinar, la coșciug. Tron. Și ce ți-ai luat, mă, tron? Da, și unde l-ai? În pod. L-am luat, da, ca să fiu sigur. Da, da. El știa, deci că... foarte mulți bătrâni, mai ales la țară, stau cu tronul în pod. În pod. E deja luat, ca da, să este, fie sigur. Este, vedeți, aici românul, când noi trebuie să-i răspundem aceste povești, pentru că el așa se întărește. Din perspectiva eternității, când te uiți la ăștia, vorba lui maestru Beligan, când l-a criticat unul și l-a uitat la el așa, cu o duioșire, dar Dumnezeu, nu, am învățat să mă uit la ăștia cu binoclu întors. Adică îi vede mici. Și când te uiți din perspectiva eternității la ăștia, sunt mici. Sunt, eu puric sunt mare. Înțelegeți? În calitate. Ce paradox. Da, sunt mici, sunt mai mici decât un puric, ca zicem așa. De-aia, ce să te ceri cu ei? Ce? E un popor, zicea Herodot când a cunoscut pe Geto Daci, a zis atanatizeni, cei care deveneau nemuritori. Asta a rămas, asta a rămas în mentalitatea noastră. Până acum. E ceva, îi văd, să știți că am mers prin diasporă și prin avioane și n-am fost cu avion personal, nu? Știu că auziți că mi-a dat domnul Putin bani. Trebuie să vă zic o poveste extraordinară. Am fost zilele trecute la Berlin. Dar de ce n-aveți un teatru, maestre? Dacă tot v-a dat Putin bani, n-ar trebui să aveți un teatru al dumneavoastră, așa? Dacă mai ne jucăm mult cu chestiile astea, ăștia nebunesc, o să zic. Domnule, l-am întrebat concret pe ăla. De ce? O să dau un telefon să iau naționalul. Da, n-ar fi un mai puric, ok. Că numească. Da, da, bine, îi lăsăm așa că prostul până nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Păi n-am cine să aibă grijă. Tot mă rog să fac o școală. Apropo de ruși, domnule, a făcut cu Moisev, mare coregraf, ce școală teribilă. Ce școală aș putea să fac și eu internațională, dar nu interesează. Nu. Au, știți cum e, of, Doamne, are Petre Pandrea însemnări despre Brâncuș și Brâncuș la Paris, așa, zicea să-mi zici, mon bon Dieu, bunul meu Dumnezeu, se zice, băi, știi ce m-a ținut departe de România 30 de ani? Imbecilitatea unuia, mă, care era puș de 21 de ani, Vasile Morțun era ministru socialist și a cerut să facă statuia lui Spiru Haret. Și ăsta, gorjeanul ăsta genial, 21 de ani, a venit cu proiect. A făcut o fântână și l-a înțeles nimic. Păi cum? Păi, da, domnul ministru, pentru că el a fost o fântână pentru noi. De învățătură, de... Vă dați seama? Și nu am înțeles nimic. Și atunci mi-am dat seama cu cine am de-a face și am plecat la Paris. Au apărut statuile alea pe care fac treaba mare porumbei.
Știți când s-a întors la Târgu Jiu, dacă vă uitați prin însemnări pe acolo, edilii aia n-au înțeles nimic la început din coloana jertfei fără de sfârșit. Vreau să facă mai multe scaune la masa tăcerii, să fie ca la ospăț, să... nu înțelegea nimic și este ca și cum, bine, proporțional gardă, le zic, domnule, fac un teatru acestui limbaj internațional, am fost în 40 de țări, am succes mare, haideți dumneavoastră să facem ceva ce aia nu au. Se uită la mine și ce, cum să ce? De aia nu mai pot să plec la Paris, că nu mai e Parisul Brâncuș. Ați văzut, maestre, că totuși singurul român inteligent care a adus un, știu eu, respect pentru masa tăcerii a fost Iohannis, pentru că s-a așezat la ea. Păi n-ați văzut că eu am zis... Eu cred că el aștepta un KFC ceva să-i vină să servească. Stați să vă zic ce metaforă a fost. Zic, am văzut așezat pe domnul președinte acolo și nu știam care tace mai mult. El s-a masa tăcerii. Deci, mă rog, s-a contopit. A fost foarte ușor pentru el să se contopească în tăcere cu masa. Asta este. Acum, cum să zic, mai este ceva, dacă ați observat, e un public țintă care de ani de zile, acum vă spun în calitatea mea de artist, când am văzut prin 91-92 că apar la noi sitcom-urile alea, comic situation, luate de la americani, au apărut prin anii 50, care erau total imbecile și, dacă ați observat, râsul pe bandă. Da, și aplauze. Track laugh, se numește, track laugh. Adică el te determina pe tine când să râzi. Păi și fiți atent acum, domnul Lizazar. Dar să-ți explice bancul, adică în caz că nu te prind. Și asta, dar fiți atent ce înseamnă. Este o degenerare a mentalului tău, pe când și teatru al subversiunii am avut noi pe vremea președintelui Ceaușescu și a comunismului, când apărea Toma Caragiu și băga câte o șopârlă, toți râdeam în mod personal, nu trebuia să ne bage, râdea și securitate. Mă ați înțeles? Sau maestrul meu, râdea discret. Discret, da. Sau maestrul meu de Rădulescu, sau Octavian Cotescu, sau Amza, ăștia mari, uriași. Noi râdeam la liber. Au venit americanii și ne-au dat, hai să râdem împreună, hai să ne imbecilizăm. Păi știți ce a însemnat asta? Pareză pe creier. Deci el rămâne pasiv. El nu mai nu se fertilizează mintea. Bă, ce a vrut să spună? Unde? El nu mai deșifrează. Publicul țintă, deci de 30 de ani, s-a făcut un public țintă care s-a făcut în America să metode de pedagogie socială, de mutilare, astea care au fost sitcomurile, tabloidele cu știrile alea, cum să zic, de senzație și imbecile. Și asta a fost o formă, cum să zic, de o cultură a diversiunii. Au fost niște furaje și eu ținut pe așa. Și dintr-o dată acest public care nu mai avea exercițiul inteligenței, ci nu mai se holba așa la televizor, la tabloide și la astea, a început catastrofa pe față cu COVID-ul, cu șmecherile lor care diversiunea și nu avea capacitatea să prelucreze cum aveam noi în comunism. Știți? Mă refer la noua generație sau. Nu mai avea e cu garda jos. E cu garda jos. Este, cum să zic, din punctul ăsta de vedere, nepregătit. Dar eu v-am zis cum se creează o anestezie socială. Zici, și ce importanță are? Ba da. De exemplu, apariția stand-up comedy. M-am uitat la mulți care fac stand-up comedy. Or, și pe talentați, doamne, nu genez, dar ce am văzut în mare sunt de o vulgaritate, de imbecilitate îngrozitoare să ai sala Palatului plină cu 4.500 din șară să vină să te înjuri și tu să aplauzi. Și publicul ăsta furajat, imbecilizat și ProTV-ul a participat foarte mult în a crește zona asta de a vulgariza, de a face publicul turmă, instinctul gregar, grex în greacă veche înseamnă turmă, turma confuză. Râdem, jos nivelul. Pe când apăreau mari artiști ai țării și tu trebuiai să... îmi aduc aminte, săracul Puiu Grinescu avea un sketch în plin comunism, când ți se tăia toate, a? Și se certa cu unul pe scenă. Și la un moment dat se scuipa așa, dar metaforic, pu, pu, pu. Și la un moment dat făcea, opa, iar oprit ăștia apă. Și râdea tot publicul și securistul. El trebuia să se strecoare, m-ați înțeles? Când a venit Peter Brook la noi aici, mare regizor, mă știu ce, acolo la el, ne-a dat un sfat.
A zis, de acum încolo puteți fi liberi. El n-a înțeles că teatru la noi a fost un, cum să zic, un pașaport de libertate fantastic. Dispărând cenzura, a apărut nu libertatea, ci libertinajul. Dacă vă duceți acum prin teatre, să vedeți că de-aia m-am retras. Vulgaritate multă, da. Păi, aveți curajul să vă duceți cu fetița la o piesă nerecomandată de cineva, că ieșiți după prime 20 de minute. Și dar de ce ăsta vă luat după purică, că ăsta este anacronic, este rămas în urmă? Ce sunt chestii noi? Sunt post-drama, New Theater. Este o patologie construită pas cu pas în numele estetice, știți? Adică e... Și dacă v-ați uitat puțin la capcana asta, în, că sărim de la una la alta, dar așa este bine ca să cuprindem, că de fapt este o discuție și este bine ca cei care ne urmăresc să vadă și lucruri de ansamblu, dar și detalii, detalii care spun foarte mult. Știți, zicea Michelangelo, să nu dați importanță la detalii, nu, nu? Să nu dați, că acolo se ascunde diavolul. Știți? Uitați un detaliu în preambulul Constituției Europene din 12 ianuarie, dacă mă aduc aminte, 2005. Ce bună intenție, domne, o Europa nouă în care toate conflictele să se termine și să ne împărtășim un destin comun. Frumos, nu? Și acum fiți atent. Să împărtășim și fiecare continuând să fie mândru de identitatea și de istoria națională. Deci un destin comun și până să fim mândri. Pe cine mai e mândru dacă nouă ni s-a distrus identitatea națională și mândria de identitate națională? Și se lansase sintagma de unitate în diversitate. Da, dar știți unde s-a ajuns? Dacă diversitatea era dispersată în unitate. Nu, știți cum e diversitatea? Au vrut să facă cum au făcut cu americanii, cu indienii, în rezervații. Ia uite aici, avem niște olteni, niște maramureșeni. Punem aici în acvariu să vă admirăm. Da. Dar ziceți ce perversitate. Uitați, așa era pe vremuri. Da, e ce, da, ce perversitate, domnule. Acvariu, să... acvateradiu, ceva. Da, ce perversitate. Adică un destin comun și vreau să fim mândri. Mândri de ce? Dacă ne-ai scos din manuale pe toți. Nu se mai predă istorie, se predă istoria alternativă. Și atunci românul trebuie să înțeleagă această capcană. Dacă noi ne uităm bine, suntem între două monstruozități. Una de tip asiatic, unde ne poate închide în case, și alta în care ne închide, ne controlează pe noi înăuntru. Aici, în cap, apare ăla, ciborgul. Mult mai păi zice că asta cu închisul în case e valabilă și pentru vest, că a mers cu brio. Aici și-au găsit un punct comun când a fost vorba de pandemie. Ne-au închis pe toți, și vestul și estul. Iar vestul a împrumutat bine de la est câteva strategii de lichidare a libertăților de orice fel. Dar mai țineți minte e necesar doar un pretext, nu? Un pretext, evident, dar mai țineți minte că au început de lațiunile, dar la Scoția s-a uitat pe fereastră, zicea că vecinul și-a primit prieteni și dea telefon. Ca era Bibul, Dumnezeu sunească, zicea, cine bate noaptea în geam la fereastra ta? E securitatea, nu te speria. Știți? Da, se pârau, cum pârau la noi, ăia. Uite, nu a fost de ajuns o pandemie de genul ăsta în care să vezi cât de repede intră virusul acesta al decăderii umane. Ei aveau, nu așa, o experiență de democrație și cum au căzut în câteva luni. S-au dedat la, cum să zic, cele mai penibile lucruri. Da, Chimera. Ați auzit acum bancurile astea cu SRI-ul, că acum sunt bancuri cu SRI-ul, nu mai sunt cu securitatea. Și sună pe un cetățean și zice, alo, da, suntem SRI-ul, știu, de unde știți? Păi m-ați sunat pe telefonul ăla care nu are cartelă și era și închis. Dom'le, ce puțin bine că românul își păstrează acest umor, această distanță. Asta este o distanță aristocratică față de molozul unei vieți. Și vedeți că la stresul ăsta, că toți avem stresul cu acest război care nu știu dacă se extinde sau nu se extinde, dar e un stres. Îl ținem acolo. Evident, se repercutează și economic, și în burse. Da. Eu chiar spuneam că
Ei au prețurile la jumătate, că am dat drumul acestei informații acum 2-3 zile și am spus, de ce nu vorbește toată presa mainstream despre acest lucru? Și anume că nouă ni se spune când se scumpește benzina și motorina că e din cauza războiului, dar la ucrainieni e la jumătate de preț. Nu pare ciudat. Uleiul și majoritatea alimentelor de bază sunt la jumătate de preț. Păi stați puțin. Adică acolo unde epicentrul războiului despre care voi vorbiți este totul ok și nu că e ok, e mai ieftin decât în toată Europa. Da. Și la noi e mai scump, adică e dublu și în toată Europa. Păi noi cum merge treaba? Să-l băgăm în UE ca să-i se scumpească și lui benzina și alimentele de bază. Bine, știți ce se întâmplă? Acest conflict are enorm de multe necunoscute, dar românul simte încreșterea cu tentacole astea secrete și nu se lasă păcălit. Nu se lasă păcălit. Într-un fel, zice, domne, dacă așa cum psalmiștii nu s-au identificat cu istoria, că dacă se identificau cu istoria, nu mai scriau psalmii. Trăiau, știți, istoria fragmentată. Numai. Păi românul nu vedeți că el nu se identifică cu istoria? El spune cu seriu, da, pe te știu de unde ești. Eu nu se înspăimântă din toată chestia asta. Mai trește, da, bă, a scumpit benzina asta, lasă-mă, știi șmecherea, vicrenia care este în spate. Dacă ar trăi ancorat, identificat tot timpul, poporul ăsta ar fi dispărut de mult. De unde rezultă că a trecut prin foarte multe catastrofe și, repet, are o distanță nobilă. Nobilă asupra... că ori fi și unii panicați, eu vorbesc de esență, știți, adică de... Și gândiți-vă totuși că... Reușim să rămânem atemporali, cumva. Bine spus, e ca și cum ar fulgera veșnicia în istorie. Ba, e grijă că e cu groapa, nu? Te așteaptă groapa. Și de pe perspectiva gropii vorbește altfel. Dacă v-ați uitat, dacă observați, sigur, războiul ăsta interetnic, care este sigur că e provocat din afară, acum toată lumea știe că vreascurile care ard au fost adunate de ani de zile. Nu e așa pe toane. Dar războiul profund, în adevărat, și care merge pe dedesubt și încet împotriva condiții umane. Condiții umane. Adică omul să nu mai fie om. Ce spuneam acum cu transumanismul, cu toate lucrurile astea, cu modificările genetice ale genomului. Și să știți că românul nu... Aici eu mă duceam prin satele, vorbeam acum 6-7 ani, zic, o să vină pe 14 ani cu 3 vecior, 5 vecior, cu transsexual, cu teoria gender, nu mă credea niciun. Și am zis, dom'le, ăștia sunt proști. Nu erau proști, erau sănătoși, nu le venea să creadă, domnule Zără. Nu le venea să creadă la vieții oameni. Am ajuns în bătătură. Și se uită așa cu mirare, ce aveți, mă? Ce aveți? Adică au o normalitate, am văzut odată un țăran, apăruseră prin București mari afișe, enorme, acum vreo 4-5 ani, că așa se face cu doze homeopatice, un bebeluș și aici avea o bretea mică, scria, era poza unui bebeluș, dar pe bretea scria, sunt liber să aleg sexul. Era subliminal băgat. Și era un țăran cu o plasă cu praz, nu știți cum se uita la ea. Zicea, Doamne, se scria pe Doamne, ce e asta, nene? Ce e asta? Să pângărești bebelușul cu așa ceva. Mirarea aia fundamentală, eu ani de zile, când îmi ziceam, bă, fraților, să fie câte 5-6 vecior, nu știu să știți unde vă duceți, că nu știți ce sex aveți dimineață, că e fluent sexul. Aia mai râdeau prin sală. Și acum dacă noi le spunem, băi, fraților, ăștia lucrează în laboratoare, să ne schimbe genele, nici nu se gândesc cu oamenii așa ceva, pentru că ei au credință în Dumnezeu. Bă, creația este făcută de Dumnezeu. Ăștia sunt nebuni, nici nu o bagă în discuție, pentru că nu le vine să creadă că e atacată creația. Că este, adică, poporul ăsta are un bun simț, poți să zici, domnule, este ignorant, că nu e pregătit de așa ceva. Păi nu e pregătit pentru lucruri satanice, domnule. Le și refuză ca să fie dezbătute așa ceva. Dar ei se pregătesc, să știți, ei se pregătesc, fac. N-ați văzut că toată lumea acum merge pentru inteligența artificială? Dar... Nu știu dacă ați auzit, maestre, că a declarat recent Elon Musk faptul că oamenii n-ar trebui să trăiască prea mult.
Pentru că dacă trăiesc prea mult, rămân cu niște idei vechi și osifică societatea. Deci el are o problemă cu înțelepciunea, de fapt, în esența ei. Nu cu ideile care osifică societatea. Treaba asta progresistă a lui, care are și Neuralink, acea societate care cercetează exact intervenția inteligenței artificiale în corpul uman, prin chipuri, prin... Deocamdată am văzut că a declarat oficial, au fost conferințe de presă, că a băgat chipuri în capul porcilor să-i facă sănătoși și fericiți. Și a trecut la maimuțe. Mă întreb, care e faza 3? Dacă a ajuns deja la maimuțe, adică, sau omul, ce a dorit el în viața lui altceva decât să fie sănătos și fericit? Sigur, mă refer la vulg în genere. Unii ar vrea să fie împlinit spiritual, de exemplu, dar asta e mai complicat și nu toți percep care este de fapt finalul evoluției umane. Așa că omul îndepărtat de Dumnezeu îi se substituie. Știți că la țară erau poveștile așa, că a făcut și dracu o vioară, că a zis că poate să facă și el, dar nu putea să cânte. Și l-a rugat-o pe Dumnezeu. Asta se va întâmpla cu domnul ăsta, Musk. Așa. A avut și o casă, dar n-avea ferestre, l-a chemat-o pe Dumnezeu. Și orgoliul acesta faustic, bine, a mai fost Pico de la Mirandola, spunea, mare om al renașterii, așa, le știa pe toate, zicea Voltaire, le știa pe toate și încă ceva pe deasupra. Spunea că omul trebuie să-și facă statuie. Păi bă, omul autonom, fără de Dumnezeu, e un rătăcit. E un rătăcit. Misterul ăsta. Dar dacă ați observat, îi lucrează foarte subtil. Da, Pico de la Mirandola spunea și că întâi trebuie să cobori în infern ca să ajungi la cele divine. Păi, un fel da, de inițiere, dar, așa. Da, dar știți că unii când coboară în infern chiar le place. Da, aia e altceva. Știți scapă că, cine poate. Când Hristos a zdrobit porțile iadului, observați expresia, nu le-a deschis încet. Le-a zdrobit. Bună treaba. Eu n-am știut până acum câțiva ani că nu i-a scos pe toți. I-a scos mai pe drepții care l-așteptau. Restul a rămas acolo. Și ea pe sine din iad mai este aici prin lume, zicea unul din părinți de la Rugul Aprins, cred că Benedict Ghiuș, dar de ce căutați iadul dincolo? E aici pe pământ. E o zvârcolire, cum să zic, din asta, imensă. Știți cu ce seamănă acum rătăcirea asta aproape agonică a umanității? Cu agonia Imperiului Roman. Am citit o pagină din Drăghicescu, Dumitru Drăghicescu, Noua cetate a lui Dumnezeu, un om extraordinar, și spunea că Imperiul Roman agonic, cădeau moravurile, ca acum, morale, era la pământ. Și zice, dom'le, nu s-a reabilitat prin niciun jurist, prin niciun reformator din Imperiul Roman, ci printr-o amărâtă de țară în marginea din Imperiu, un umil profet înconjurat de câțiva ucenici. Era Hristos, care le-a dat, deci lumea nu mai găsea pe pământ dreptate. Să uit la Cezarul. Cezarul era primul care era cel mai, cum să zic, corupt. Și atunci a zis, asta e un lucru foarte interesant, când el a fost forțat. Știți că Evanghelie întotdeauna acolo când el, și spunem așa, le spunem la oameni, că oamenii sunt obișnuiți să ia Evanghelia numai ca pe chestii în cadrul bisericii, dar nu în cadrul unei vieți îmbisericite, adică de zi cu zi. În fiecare apariția lui e câte o provocare. Era câte unul, un securist din ăsta care vrea să-l dea pe mâna autorităților și zice, ce facem, mântuitorule? Plătim impozitele sau nu plătim impozitele? Și dacă spunea că plătim impozitele, era omul împăratului. Dacă spunea nu plătim, era revoluționar, era un revoluționar
și trebuia crucificat. Și atunci a zis, dați-mă moneda. Aruncat-o, era cu Tiberiu. Și pentru prima oară în lume, vă rog să rețineți, domnule Lazarus, eu am rămas, cum să zic, uluit când am descoperit chestia asta. Ca acum. A zis, dați-i cezarului cel cezarului. Perfect. Dar mai a apărut o autoritate care nu era până atunci. Și lui Dumnezeu, ce este lui Dumnezeu. Păi până atunci zeii erau la cheremul cezarului. Adică cum? Adică există o autoritate. Există o justiție și a zis, da, există o justiție transcendentă. N-a zis că la român, în final zice, lasă-l bă în plata Domnului. Lasă-l în plata Domnului. Este o justiție imanentă. Din clipa aceea s-a eliberat omenirea. Deci peste cezar, peste ce se întâmplă acum în lume, șefii ăștia care și ăștia au greșit că nu și-au făcut groapă ca la Sărindar, există această, cum să zic, românul, nu vedeți că ăștia care sunt în jurul nostru, care vin de dincolo, sunt dintr-o lume care nu are creator? E ca și cum, cum să zic, un mare orfelinat, că copiii de la orfelinat n-au nicio vină, că n-au mamă, mă înțelegeți? Din contră, mulți dintre ei au fost niște valori extraordinare. Dar să vezi o lume rătăcită care să zică, bine, vin de nicăieri și mă duc către nicăieri. Și românul zice, bă, și românul creștin, e un creator, domnule. E un creator care este o instanță acolo supremă. Lasă-l, bă. Lasă-l acolo. Păi, am mai citat... Uite și de... spune lumea, lui cu Dan la masă ne opresc din lucru. Da, frumos. Le mulțumim. Astea sunt oameni cu afinitate sufletească. Până se vedeți pe ceilalți în care spun că fac parte dintr-o galerie ocultă. Nu v-am spus ce am pățit cu Călin? Cu Călin Georgescu. Că eu, e prietenul meu. Eu l-am spus. În care dintre faze? Că au fost mai multe faze. Dar de 15 ani suntem, îl susțin că e naționalist, este român, este... Și el era în clubul de la Roma. Și a zis că și eu sunt în clubul de la Roma. A zis, nu, eu sunt în clubul de la Roman. Și atunci a zis că omul mărunt trebuie să-ți bage ceva în spate, că e frică să... Dar haideți să ne întoarcem puțin la actul acesta de libertate, pentru că aici găsim esența acestui român. Cum a plecat aia cu groapa făcută de la domnul Gelu Vișan, să-i dea Dumnezeu sănătate că m-a luminat, el fiind de acolo, știți? Tot așa... Și zic, el ce era? Groapa, eu sunt cu tronul. Da, da, uitați, am reținut asta. Păi da, da, știți ce înseamnă să numești coșciugul tron? Împărăție. Este împărăție. Nu întâmplător, da. Domnul Luis Lazar, fiți atent acum că m-ați enervat benefic. Da, da. Și cum e poporul ăsta? Povestește Ion Gavrilo Goranu în amintirile lui, teribil omul ăsta, șeful partener din Făgăraș, încercuise securitatea. Erau trei. Și erau, nu știu, 200 de inși. Într-un lan de grâu sau, nu știu, de porumb și a fost acolo, l-au ucis pe unul dintre copiii. Și l-au târât, au reușit să fugă, au ieșit, au spart încercuirea, s-au ascuns noaptea în pădure și tot noaptea s-au dus în ograda unui țăran, l-au trezit pe la noaptea și ei sunt groapă. Știți cum l-a îngropat ăla? Groapă și-au pus crucea în picioare și pământ peste ea, nu culcată. În picioare, nu poți să scoți imaginea asta. În picioare. Și până a pus iarbă. A doua dimineață era iarbă în ograd, nu era nimic. Așa e poporul român acum, a pus crucea în picioare. E pământ deasupra noastră, dar crucea este în picioare. Ce era omul până la venirea lui Hristos? Omul era... Cum zicea Benjamin Constant, e o cărticică mică așa, Libertatea Anticilor. E bine să o las o citiți, pentru că omul ăsta la 1700 ceva a intuit perfect ce era omul. Libertatea era suveranitate, adică suveranitatea era libertate, cetatea era totul, cetățeanul era rege și omul nimic, ca acum. Hristos a găsit omul nimic. Și a zis Hristos, e invers, omul e tot. Taina omului. Și domnul Musk ăsta, cum îi spuneți dumneavoastră acolo, el vrea să zică că omul e din ăla, zice, e programat, calculator, e, ați înțeles?
el reduce omul săracul de el. Vă dați seama ce taina omului, Sfântul Apostol Pavel, care e omul care poate cunoaște taina omului? Lev Tolstoi, mergeam pe stradă și a trecut un bătrân pe lângă mine și când m-am uitat în ochii lui, era un oraș în ruine, fumegând. Ați observat, domnul lui Lazar, dacă mergeți pe stradă, o tristețe la un moment dat apocaliptică în ochii românilor și mai ales cei de o generație mai în vârstă, oameni care au trecut prin comunism, care au ceva, o suferință, în ochi extra. Eu iubesc această suferință a poporului român, pentru că este o suferință hristică. Dar nu este o suferință agonică. Știm că există ceva dincolo. Nu există, cum să spun, suferință mai mare decât a lui Hristos când a rămas în grădina Ghețimanii singur. Singur. Nu mai zic pe Golgota aia. Câte singurătate. Întotdeauna, dacă vă simțiți singur, și să vă gândiți la singurătatea lui Hristos și vă treci. Vă treci. Nu vedeți că oameni de talia dumneavoastră care mai încearcă să facă ceva, sunt căsăpiți mediatic ce vă pronunțează la început. Ăsta e doar început. Păi în jurul meu s-au strâns săraci și mă uitam la ei, trăgeau mai rău decât în Ucraina, în mine, în toate chestiile astea. Și știți că mi-a fost și mie milă de ei. Peste ani de zile ce se va alege din colegii ăștia mei care au zis, din oameni ăștia. Știți că am apărut într-o poză cu Putin și n-am nimic cu omul acesta. El cu un pahar de șampanie și o parte altă eram cu mâna la piept. Zicea, a primit milioane de euro de ampuri. N-am văzut poza asta. Da, a apărut. E un ziarist, mă rog, să-i dea Dumnezeu sănătate. Dacă tupeu pot avea oamenii ăștia, da, să acuze, asta, vreau să vă spun asta cu ce, banii mi se pare chiar cea mai flagrantă. Banii, dar să vă spun ceva mai dureros. Eu eram cu mâna la inimă. În montaj apărea că îi mulțumesc. Știți de unde era poza? Mă chemase domnul Florin Dobrescu să vorbesc în piața acolo la Iuliu Maniu despre martirii închisurilor comuniste. Și o țineam mâna la inimă că în jurul meu eram înconjurat de pensionari care țineau portretele celor care nu mai sunt, celor care muriseră în închisori. Și amărâtul ăsta de ziarist, Dumnezeu să-l ierte în viață, nu știe că așa ceva se poate întoarce împotriva lui și nu-i doresc. Nu te poți juca cu așa ceva. Nu te poți juca. Gândiți-vă că în timp ce vorbim, oamenii ăștia de la USR, care este clar săraci, că sunt mutanți, mi-e milă de ei. Unul a cerut acum la Craiova, apropo că ne întoarcem în Oltenia, unde au făcut tot timpul festivalul de poezie Eminescu. Uitați-vă pe Active News și ăla este consilier municipal și a zis încetarea acestui festival. Deci împotriva lui Mihai Eminescu se ridică. Și atunci te rogi pentru ei, dar să știți că aici este o chestie să nu cădeți cumva pe panta asta. Am găsit un lucru excepțional la Sfântul Antim Ivireanu. Să-ți iubești vrăjmașul, dar să nu iubești pe vrăjmașul Sfântului Duh. Ați înțeles? Mie de ampurii poate să facă mie orice. Să nu-i facă bisericii, să nu-i facă României, să nu-i facă culturii românești. Ați înțeles? Este cu totul și cu totul altceva. Păi mie vrem spitale, nu catedrale. Asta e ideea. Dar ei, e întrebarea, cine i-a blocat pe ei să facă spitale? În 32 de ani de tocat bugete, cine i-a oprit să facă spitale? O să observați ceva. După pandemie, care a fost, na, o stare așa, și a mai fost și cu amăriția care ne-au făcut varză în timpul pandemiei, care acum a văzut că s-au retras toți aceia care au irresponsabil. Deci războiul acum, maestre. Da, s-au camuflat. Ați văzut că sunt reconfigurați cu războiul acum. Da, da. Zici exact, că e un cor așa. Ce temă avem acum? Pandemia. S-a terminat pandemia. Acum războiul. Se termină războiul. Da. Vine o altă pandemie din China. Oh, iarăși o să apară, probabil. Da, dar mă gândesc la cei tineri pe care îi lăsăm în spate. Și repet, nu vreau să generalizez, că aș dezarma acel procent de 10, maxim 15% de tineri excepționali. Dar nu fac asta decât așa, în calitate de părinte, să-i trezesc. Vă dați seama că ei vor rămâne înconjurați de această masă de manevră
care și acum mă uit, aleargă cu masca pe față prin parc. Stă la jeepul lui de la Transnațională. Am zis și la mall 10% din vizitatori încă au măști. Da, le-a intrat frica, săracii sunt. Dar ăia, mai ales tine, se dă cu mașina, cu Audi, ia virus de la volan. Ce a făcut ignoranța, ce a făcut, cum să zic, că i-a nebunit și doi, n-au învățat nimic. Cum să zic, absolut nimic. Să nu vă amăgiți că un om care trece printr-o suferință se luminează. Avea un sonet Michelangelo care am citit când eram puști prin liceu de arte plastice și spunea: de ce omul rău, după ce trece printr-o suferință, devine și mai rău, și de ce omul bun care trece printr-o suferință devine și mai bun? Vedeți? E o problemă. Unii rămân, cum zic sfinții părinți, învârtoșați în rele. Știți ce mă doare? Că din sânul acestui popor s-au ridicat atâtea cozi de topor inimaginabile. Mai mult decât în 45, în 46. Nu știu dacă v-am zis, cu părintele Teofil Pârianu. L-am cunoscut, el era orb, părintele Teofil Pârianu. L-am cunoscut la spital, la oftalmologie. Era în pijama și m-a întrebat: măi Dănuț, mă, tu cu ce te ocupi? Privea așa. Și zic: fac pantomimă. Păi pentru mine nici nu există. Nu te văd, da. Zim ceva. Aș vrea ca ceva cu sonor. Da, săracu. Zice: zim ceva ca să existi. Și atunci eu eram și eu, na, 92-93, mai mult mai tânăr. Și zic: părinte, zic, uitați cum se poate, domne, zic, l-au asasinat pe Ceaușescu și acum sunt tot ăștia care au luat puterea. Și zic: nu știți cum mi se strânge inima că văd pe la palatul telefonului, pe la Dallas, câte o fotografie a unui tânăr care a murit și de fiecare, de Paște, de Crăciun, se aprind lumânări, vin părinților, au murit degeaba. Și zice: da, mă, băiete, mă. Și zice: n-a fost puțin cam repede? Și văd așa că, da, repede ce? Păi, măi, din 45 până 48 au apărut atâția torționari care i-au chinuit pe ai noștri în pușcărie. Păi zic: da, avem și martiri, lasă-i pe ea. Ăia-s drepți în fața Dumnezeu. Și mi-a zis o chestie, domnul Luis Lazaros, care o să vă intre, cum să zic, sabie în inimă. Zice: păi erau de ei noștri care se duceau cu lumânarea de Paște, care au fost botezați, ăia au devenit torționari. Ăștia de acum, care opresc festivalul Eminescu, care spun că bărbatul trebuie să nască, care aduc legile astea sucite, anapoda și patologice, care n-a fost puțin ca repede, cam câțiva ani, acum de vreo 4-5 ani, să se nască din tineretul nostru un asemenea partid care să fie atât de antiromânesc. Nu-i puțin ca repede, poate mama lui ăla care a aplaudat la Bruxelles legea asta ordinară, ce, așa. Ce-o fi zicând ea? Mă gândesc la părinții lor. Am făcut ieri un interviu cu doamna Andreea Crețulescu și m-a, așa cu instinct de femeie, mi-a zis brusc: păi cum, de ce, domnul Buric? Pentru ce 8.000 de euro pe care iau în, nu știu, în Parlament, în Zahar, nu mă pricep. În Parlament, că la Bruxelles, da, iau 20. Da, vă dați seama, pentru punga asta de bani, tu trebuie să devii iudă? Pentru punga asta, pentru mine este fantastic. Și nu o să se spânzure după ce ia banii? Domnul Rezărăț, vreau să vă spun că sunt gelos profund pentru ce asta. Se vede că sunteți soldat. Ați scos-o utilitar, real și profund. Pe cuvântul meu, nu mi-a trecut în cap asta. Domnule, ce a spus Iuda Pateric? Are și el calitățile lui? Da. In extremis. Trebuie până să la capăt. Scrieți. Ăștia nu se vor spânzura. Știți că... Pentru că acolo era totuși vorba de o conștiință întârziată. Exact. Domnul, sunt atât de gelos. A spus-o fenomenal. Dumnezeu v-a inspirat. Păi, sfinții părinți spun că Iuda, nu, păcatul lui mare n-a fost că l-a trădat pe Iisus, ci că n-a crezut că va fi iertat. Înțelegeți? N-a crezut că va fi iertat. Există o carte a lui Khalil Gibran, creștin maronit, și este excepțională, Iisus fiul omului. Mă rog, a fost editată și până prin 2009. Și scrie despre Iuda: și eu și el am vrut să facem un regat. Era vorba de dialogul de Iuda cu Hristos. Și eu și el
am vrut să facem un regat. Numai că el a vrut să facem un regat în care toți să fim prinți. Eu am vrut un regat în care eu să fiu prinț. Și eu nu suport oamenii care mă trădează. Și după ce l-a trădat, Calil Gibran îl descrie cum se dea cu capul de zid. Zicea: Doamne, Doamne, ce mă fac cu libertatea asta fără aripi? Vă dați seama? Libertatea asta fără aripi. Ce se fac puștanii ăștia de la USR cu libertatea asta fără aripi? Se vor da cu capul de zid ăsta. Tot timpul am citat acest Calil Gibran, care este extraordinar în asta. Dă-mi, Doamne, o cușcă mai mare ca să pot zbura. Tot el spunea: nu știu ce este iubirea, îi cunosc doar prețul ei, care este tot iubire. Ce lucru de genul ăsta, știți cum se manifestă la mine creștinismul? Acum câțiva ani eram pe la Rosetti și o doamnă în vârstă a făcut un pusiu de tensiune și efectiv a căzut jos. Automat, oamenii s-au strâns în jurul ei, inclusiv eu, să o ridicăm, să o punem acolo pe o scară. N-a apărut niciun comisar european să ne vorbească de drepturile omului. Știu că cineva i-a dus un pahar cu apă, știu că i-a sunat telefonul și cineva i-a luat telefonul mobil și vorbea și a vorbit cu fiul ei care suna să-i săracu ceva și a spus să vină. Și nimeni nu a lăsat-o până, cum să zic, femeia nu a fost luată, pusă pe picioare. Dar există varianta în care, o să zic că domnul Buridunea să idealizează poporul român. Eu nu idealizez, vorbesc de esența lui. Dar vorbesc partea altă mutilantă în care bătrânul a fost scos din salvare și lăsat pe marginea drumului. Mai țineți minte? A fost scos din salvare. Ăia sunt români mutilați, sufletești. Această să nu mutilare... uitați un spital întreg care a fost golit pentru că a vrut Arafat, mă refer la Foișor, de toți bolnavii din spital, aruncați pur și simplu afară, pe paturi mobile, vai de capul lor, abia mergeau. Un spital întreg. Pentru câțiva bolnavi de COVID. Ce îmi aduce mie aminte toată atitudinea acestor fai de cap lor din timpul pandemiei vis-a-vis de poporul român? Există un document istoric ajuns aproape legendă. Zice că în castelul lui Iancu de la Hunedoara a fost un prizonier turc. Și ca foarte important, ca să îi dea libertate, a zis: sapă aici până vei găsi apă. Și a săpat turcul până a găsit apă și a făcut fântână. După care autoritățile nu erau autoritățile românești. Ale. L-au luat și l-au omorât, dar a apucat să scrie pe fântână: apa am găsit, de omenie nu. Asta a fost poporul român. Știți, să ardă ars măicuța aia în spital, i-a rămas numai cruciulița, atâta, cărbune. Și tu, în calitate de șef al statului, să te duci la schi. M-ați înțeles ce vreau să spun? Nu empatizează, nu are cum. Nu e vorba de așa ceva. Nu are copii, nu are altruism, spirit de sacrificiu. Nu, dar vă dați seama, cum să zic, lucrurile astea, detalii, cum am zis, să nu le dați importanță, că acolo se ascunde diavolul. Eu nu am nimic cu bietul om care întâmplă. Da, dar oamenii mari se cunosc după gesturile mici. Sigur că da. Așa este. Acum, știți, primul război mondial, un general, au cartușe, trăgeau aia nemții de ne făceau praf și într-un tranșeu, o fată tânără, pansa pe frig, dârdea tot așa, olteancă de a dumneavoastră, dârdea toată și pansa pe ăia și le dea și de mâncare. Și generalul a coborât și a dat mantia lui de general, cu grade cu tot. Era Dragalina, generalul, și ea era Ecaterina Teodoroiu. Ți-a spus adineauri. În gestul ăsta se cunosc și oamenii mari. Ferdinand a îngenunchiat în fața coșciugului Dragalina. Așa se reface România. Să scrii în istorie și să le dai copilor exemplele astea, nu să le spui, o iei până de la ProTV și un ziarist săracu psihopat și pui pe pagina de istorie să zici că au reformulat imaginea României în lume. Aia este crimă de o bestialitate rară. De ce profesorul respectiv a acceptat așa ceva? De ce vreți să vă spun ceva, maestre? Ceva care m-a durut pe mine personal foarte tare. A venit fiimea într-o zi, care e în clasa a noua, și mi-a spus așa: nu mă mai duc la
să dau teză la istorie. Hai de mine, cum să faci așa ceva? Pentru mine asta e egal cu ceva mai grav de atât, nici nu se poate. Cum, mă? Nu ne suportă profesoara aia, e de o răutate ieșită din comun, ne-a făcut să urâm istoria. O să mă duc și o să dau teză la geografie. Mi-a fost imposibil să o conving că istoria nu înseamnă profesoara. Dar avem și acest gen de problemă. Profesori da. Care alungă copiii de la studiul unei discipline fundamentale. Adică dacă nu-ți cunoști propria ta istorie, Domnul Luis Lazarus, ați spus un lucru atât de important. E vorba de calitatea umană a profesorului, a învățătorului. Uitați cum făcea geografie Nichifor Crainic. Am găsit în cartele de amintiri. Eu tot timpul l-a citat pe acel învățător care punea pe copii jos așa pe o tablă de lemn mare să facă din lut munții, câmpiile și până cu degetul să traseze râurile și până cu ibricul turnau apă. Și România creștea din palmele lor. M-ați înțeles? Unul din mari, prin poate pedagogii ai noștri, ai umanității în antichitate, Plutarh, grec, secolul după Hristos, a spus așa: sămânța trebuie să fie bună, semănătorul bun și să fie bun și terenul. Toate trei trebuie să fie bune. Înainte era parabola lui Iisus extraordinară, o aruncă și, domne, o aruncă pe stâncă, nu prinde. Exact ca această emisiune care, dacă dumneavoastră o dați în Parlament sau o dați pe la ăștia, pe la usăriși săraci, nu prinde, că e stâncă. Sămânța a doua, zice Hristos, da, ce lumină divină, printre spini. Și zice că se mai prinde pe acolo, dar se pierde repede. Că ciulinii aia, spinii, știți ce erau? Grijile. Mă las și cu Luis Lazaru și cu Dan Puri și cu ăștia. Că, da, e frumos ce au zis, dar a doua zi uit. Și a treia e pământul bun, unde nu uită anumite lucruri care i-a atins sufletul. Dar Plutarh era la un secol după Hristos. Hristos era băgat de desubt. Creștinismul lupta din catacombe, cum luptăm noi acum, că acum intrăm din nou în catacombe și lumea nu știe chestia asta. Sunt cele mai bune timpuri pentru creștinism, domnul Lazarus. Acum sunt cele mai bune vremuri pentru creștinism. Începe prigoana. Acum ne arătăm ca oameni. Oamenii nu mai credeau nici măcar în zei. Și atunci s-a apucat să facă educație. Dar ce spuneți dumneavoastră? Zice, sămânța bună. Uitați-vă în România de astăzi. Sămânța este proastă. Sămânța vine de la educația Bologna. Este o nenorocire. Sămânța vine de la ideologia neomarxistă. Este o nenorocire. Semănătorul a fost cumpărat. Sunt profesori care sunt, să știți că sunt și profesori excepționali, dar sunt minoritari în România. Aia săracii, da. Jos clăria, șapoba. Dar în rest sunt vânduți. Cum am eu colegi artiști, vânduți. Noi ideologii în care poate să urineze, poate să facă orice. Deci sămânța proastă, semănătorul și pământul este terminat. Pământul sufletesc al tineretului de astăzi este terminat. Ce te faci în situația asta? Și am găsit o metaforă. Am citit într-un ziar că o să ziceți tot așa că sunt nebun. Dar eu cum am câteodată, aveam un violon d'angre cu biologia și cu medicina, că toți ai mei au din biologie și asta, mi-a dat verișoara mea, entomolog, zice, ia citește asta. Am citit un articol mic, Costel Vânătoru, cel care este directorul băncii de gene legumicole de la Buzău, preot și savant în același timp. Un om excepțional am cunoscut, excepțional. Zice, avem o salată care se numește salsol din Noua Zeelandă. Până mă l-am și sunat. Maestre, e atât de gustoasă, e foarte bună, crește și la noi, crește și pe Marea Mediterană, dar la noi nu e comestibilă. Dar asta care e din Noua Zeelandă e foarte bună. Ce calități are, părinte? Domnul Dan, se reface toată agricultura. De ce? Unde o pui? Reface solul, compromis. Ea trăiește în mod în zonă de salinitate maximă și nu crește nicio buruiană. Domnul Luis Lazarus, dumneavoastră, prin ceea ce faceți, aveți terenul, cum zic, cu sare. Nu crezi buruini. În clipa în care ați început să lăudați pe ăștia, nu știu ce, crezi buruinile. Copilul dumneavoastră, fiind pe solul ăsta, se regenerează terenul.
creștinii, nu e bună metafora? Creștinii de astăzi, noi suntem sal-sol, noi suntem salatele alea, suntem buni de mâncat. Unde pui regenerează teren. O asemenea discuție regenerează un teren. Asta mi s-a părut extraordinar. Dom'le, noi suntem ultimele plante, pentru că ăștia micuții din spate, păi vă dați seama ce fragilitate are fata dumneavoastră. Eu m-am recunoscut pentru că am avut la matematică o fiară din asta care m-a făcut să urăsc matematică, că și acum sunt incapabil, că mă duc în restaurant, mă uit în ochii chelnerului, să nu mă păcălească. 13 cu 14, 200, 145, 426. Dacă așa spuneți dumneavoastră, așa să fie. Păi la geometrie mi-era așa frică, ci că fiind două unghiuri care cu al treia să demonstreze, Doamne, dacă sunt date, lăsați-le așa, nu mai demonstră nimic. Mă teroriza. Știți când zicea Caragiale când începe arta? Când elevul fuge și desenează portretul profesorului de matematică pe zidul școlii, pe profesorul care nu suportă. Îi face caricatura. Asta mică a venit și s-a plâns. De ce era valabil domnul Trandafir? De ce Spiru Haret scria la fiecare învățător din comună? Că acum să-mi lăsați învățători. Să știți că am întâlnit cu cadre didactici. Și sunt oameni acolo excepționali printre ei. Eu vă spun, în general, ca la mine în teatru, nu înseamnă că nu mai sunt actori de calitate, chiar și din ăștia tineri. Dar n-au pe unde să crească. Și atunci, noi suntem datori. Fata dumneavoastră trebuie să vă vadă cum reacționați. Haideți să vă dau pe aia tare de tot. Bunica mea era Führerul. Și eu așa zicea, Führer, comandat tot în casă. Gata, ați fost catalogat cu suprema metaforă. Dan Puric, ești excepțional. Ești om. Da, mulțumesc. Le mulțumesc oamenilor pentru că și ei sunt oameni și atunci ne întâlnim. Să vă spun cu bunica, domnului Lazarus. În noaptea ne-a făcut 10 școli. Urmărea, zicea, dragă, aia de francez, eu tâmpită, îl mutăm în partea asta. O cunosc pe vremea mareșalului, vorbește perfect și nu face tensiuni cu de-aia. Și mă muta, mi-a creat o capacitate de a mă adapta rapid și nu mă lăsa pe același teren. Când simțea că ceva este, ea fiind învățătoare și profesoară de limba română, o tipă excepțională. Moldoveancă de la Huși, de la acolo, era ceva de o rigoare și de o sfințenie. M-a dus când eram, uitați cum era România de altă dată. M-a dus la, când eram în clasa a doua, eu citeam Spartacus, vă dați seama, cartea groasă, Spartacus, citeam acolo. Și l-am dat pe tren, m-a dus și o să fac pipi. Și am dat, nu știu dacă m-a spus asta, de Nașu. V-am zis-o? Povestea cu Nașu? Nu mi-amintesc. Da, da, la câte podcasturi ați avut dumneavoastră, vă dați seama. Dar e bine venit aici, chiar dacă o repet. Îmi zicea mie profesor Ceaușu, bă, mai repetele pentru ca să le intre la oameni la inimă, că tu apari pe o parte, pe aia, nu-ți fie frică. Mi-a trimis Laurențiu Primă un mesaj, un Puric cât un elefant. Mulțumesc, da. Și zice, Nașu cu șapca dată așa peste cap, bea bere cu alții. Și mă apunte dușma și mă duc până la toaletă. Băi, ia stai așa, mă, în ce clasă ești, mă? Și zic, în clasa a doua. Când a murit, mă, Ștefan cel Mare? Domnul Lazarus, am înghețat. Zic, nu știu. Cum nu știi, mă? În 1504. Eu am terminat de 30 de ani și știu și tu nu știi. Și mic așa cum era, zic, știu, nene, dar mă, ta ai avut timp să repeți. Problema este asta. Cum să zic, vă spun următorul lucru. Nașul știa istorie. Da. Și vedeți cum din generație în generație el mă responsabiliza. Cum nu știm asta? Mie mi-a zis nașul meu adevărat, acum zic, nașul meu de botez. Era sărac, a murit într-o garsonieră în mizerie. Era din Marele Neam de Buier Gabrielescu. Avocat, cunoștea latina, germana, engleza, pianist la perfecție și a murit în mizerie. Profesor de matematică, nu mai știu ce. Și fiți atent, aveam 14 ani. Așa se face educație. Utecist, vai de capul meu. Și o dată, mă, tu știi ce i-a zis Ionel Ice Brătianul lui Clemenceau? Îmi place cum vedeți, nu? Deci, m-a întrebat de fizică atomică. Nici nu știam cine sunt aia, dar autoritatea era asta. Mă, tu știi? Zic, nu știu. Pentru că Clemenceau i-a zis, je ne sais pas où se trouve la Roumanie. Nu știu unde se află România. Știți din ce cauză? Pentru că noi făcusem pacea de la București, ne lăsase Occidentul
în pace și în liniște, vai de capul nostru, și n-aveam. Și Brăteanu și mai sunt francezi, la Mănii se truf, nu știu ce cutare. România se află acolo unde au murit aproape 1 milion de oameni ca voi să câștigați războiul și să vă ia dracu de mari puteri. Și a trântit ușa. Bă! S-a numit pacea cu ușile trântite. Și începe Dan Puric să caute în istorie de Ionel și Brătianu. Brătianu, pe urmă, s-a întors în țară și s-a dat demisia. Și când s-a întâlnit Clemenceau cu Vaida Voivod, a zis: unde este individul ăla care, dacă n-avea imunitate parlamentară, l-a arestat? Individul ăla era Ionel și Brătianu. Îndați-mi și mie un om politic care astăzi a spune așa: pe noi, în primul război mondial, știți că am dat niște imperii au luptat, nu? Au luat Imperiul German, Imperiul Rus, Imperiul Britanic, cel mai mare din lume, Imperiul Turc. Și noi am fost pe locul 3, ca jertfă, după turci și sârbi. Deci peste francezi, peste englezi, peste germani. Și eu să-mi insult poporul român? Eu să-mi rănic pentru cine? Pentru niște degenerați de la Bruxelles? Care nu respectă, respectă-mă ca să te respect. Aici apui câte unul ca un Ionel Cebrăteanu. De ce credeți că Țuțea spunea: ca să vorbesc de Ionel Cebrăteanu, trebuie să mă ridic în picioare? Și ăștia ce află acum? Așa ar trebui să fie. Ieri s-a comemorat nu știu câți ani de la moartea lui Gheorghe Brăteanu, istoricul băiatului care a murit în la Sighet, pentru că n-a vrut să scrie că Bucovina și Basarabia este pământ rusesc. Și ăștia mă fac pe mine rusofil, mă știu. Și repet, n-am nimic cu poporul. Ca și cum noi nu știm ce au făcut comandanții politici ai Rusiei, să nu comparăm sau să nu îi amestecăm cu cultura Rusiei. Sigur că da. Și vreau să vă spun, dar și rușii câți martiri au dat? Martiri creștini, cum i-au tocat, i-au făcut praf. Eu așa și fac un dialog cu poporul rus. Că tot la graniță rămânem cu ei. Stați-vă puțin. I-am zis la Basarabeni: băi, iertați-i pe ruși. Cum să iertăm, domnul Dan, deportările înfiorătoare? Altceva. Felicitări, lăsați-o dâră de lumină. Bun, bravo. Dar zic, iertați-vă că avem 800 de ani de creștinism înaintea lor. Nu înțelegeți că poporul ăsta este sfânt. La noi n-a tăiat nici o gneaz capul nimănui. Zice Simeon Neherin Soveja, firesc. Aproape că am fost precreștini. Transcendență. Cerul. Cerul pentru poporul român. Ia albă, curată. Cum e posibil să avem folclorul ăsta de o curățenie fantastică după o istorie de atrocitate? De ce nu avem elemente de sânge, de cuțite, de baionete și avem flori, avem soare? Uitați-vă la horă, uitați-vă la... Am vorbit cu maestru Gheorghe Zamfir și m-a zis: bă, Dane, știu 3000 și ceva de piese pe din afară, este 0,001 din folclorul care îl avem. E imens. Și mă uitam la ăștia, în față pe copii, să facă la o subcultură care vine de dincolo. Știți că l-am avut pe maestru Zamfir invitat la o televiziune care se numește Luc TV și era gestionată de Pașcani. Și aveam libertate editorială, normal. Și prima emisiune, cea cu care debutam, m-am gândit eu așa să-l invit pe maestru Gheorghe Zamfir. Iată așa. Și am făcut emisiunea și... după vreo oră am înțeles de la producție că a dat Pașcani telefon și a spus să fie scos din direct. Și eu n-am vrut. Și am stat 2 ore, fix cât era emisiunea. M-a costat treaba asta. Știu. Dar emisiunea aia n-a durat decât 2 luni și ceva. Și mi-a închis-o. Da, da, vedeți. Altul. Uitați ce exemplu extraordinar. Nici eu n-am vrut să scurtez spectacolul Don Quixote de la ora 20 la 40, că vrea ministrul culturii 40 minute din el. I-am dat un răspuns destul de tare și s-a potorit. Important nu e ăla care spune să-ți dai pantaloni jos, ci tu că ți-i dai. E, n-ați vrut. Din ăștia care nu vor și au o sfântă încăpățânare, se reface România. Se reface România. Știți? Despre asta este vorba. Adunați-i pe ăștia care au o sfântă încăpățânare.
adaptabilitatea tot timpul, de exemplu, pe Emira Coviță, infinită a speciei, nu face decât să o scoate din istorie. Noi românii la suprafață ne-am adaptat la suprafață, dar nu în creul nostru interior, în fibra noastră lăuntrică. Ca și acum. Acum este pericolul ca această tânără de generație, generație să fie distrusă și să noi să nu le mai dăm. E foarte important ce atitudine luați pentru o fată a dumneavoastră, pentru că ea va rămâne, mai ales că e fată, și va rămâne cu modelul tatălui, așa cum băiatul rămâne cu modelul mamei. Când istoria și cu asta, ca tata, când m-am dus o singură zi la grădiniță și m-a găsit pe marginea drumului cu iedul meu, cu berbecul, cu berciul, stăteam, mi-am dat și funda. Și am zis, nu te mai duci niciodată? Și când, de ce nu te duci? Nu mai mă duc. Niciodată. Dar unde vrei să te duci? Mă duc în lume. Și tata mi-a răspuns, că era cu 53 de ani mai mare, a zis, du-te tu că vine și tata după tine. Și pe urmă s-a certat cu femeile din neam și a zis, lăsați-o să-și trăiască copilăria aici, printre brusturi, pe câmp, cu iedu, că nu se va mai întâlni. Tata știa în ce cazarmă mă aruncă. Și, cum să zic, grădiniții erau toți, cea ta lupiții, băi, dai într-un țipăt, băi. Și acum, ce credeți că în astea, step by step, care nu știu ce, învață engleza bine, dar să știți, noi la educație, în loc, vă dau un exemplu, am fost la Reșița, acum 15-16 ani, și în gară eram cu spectacolul Toujours l'amour, spectacolul care am făcut vreo 30 ceva de țări ale lumii. Și am fost la Reșița și în gară m-a așteptat un domn, așa vreo 45 de ani, cu părul alb așa, și a zis, domnul Dan, știu că aveți spectacol, eu sunt învățător, aș dori din suflet, dacă puteți veni acum peste vreo două ore la mine în clasă, că vă așteptă copii. Obosit, vă dați, da. Când ai văzut lumina aia, domnul zice, da, domnul învățător. Domnul Lazar, și acum nebunesc, am dus o casă, clasă de lumini de copilași, așa, se vedea că sunt inteligenți, și el a început, aveți în fața voastră pe mare, mare, zic, domnul învățător, te imediat, domnule, speriați pe copii, domnule. Băi, hai să facem un pas. Și am început să citesc. Și a zis, făt frumos, mergea prin pădure. Cine-i pădurea? 10 inși au ieșit și a început să creci. Așa, frunze, automat. Cine-i făt frumos? Calul lui făt frumos. Se sculau de pe bancă. Aveau o sfântă inițiativă. Dați-i poporului român inițiativă și ajunge... Posibilitatea să se manifeste. E o Europa. Eu am scos o carte, Lupta de la Jiu, fata comandorului Draganina, care este nepoata generalului Draganina în America, în California, mi-a dat această carte, se mai găsește, mă contactați, eu dau la preț mare ca să, ca așa au zis, că au câștigat milioane pe cărți. Fiți atent, domnule Nazareus, carte document în care Draganina a venit pe front, el n-a apucat să stea mult. Treceau, fuma și stătea în picioare și le a zis la soldați, nu toate cartușile omoară. Fiți atent, adică era... Și a zis, de ce fugiți, mă? Vreți să ne violeze femeile, să ne distrugă bisericile? S-au întors țăranii înapoi, desculți cu pușca de la 1877 și știți ce le-a dat? Ce aș dau eu acum poporul român? Inițiativă. Și am citit acolo o chestie extraordinară. A zis, sunteți liberi să comandați pe grupuri. Sunteți voi, general, pe grupuri. Și un caporal cu 6 inși a cucerit, nu știu, 20 de tunuri, numai pe motivul că a aflat că sunt amplasate la el în bătătură. Că comandamentul, nu știu ce, german, s-a așezase acolo cu tunurile la el în bătătură, în gospodărie. Și n-a acceptat ca la el în gospodărie să stea inamicul. Și noaptea cu ăia, nu știu cum au făcut, i-au făcut prizonieri, au prins și a capturat. În carte, bătălia de la Jiu, zice, inspecție militară și am un colon să vadă, pădure și se auzea un zgomot așa. Și zice, nu știu, motorizate, nu prea. Și că nu, e regimentul nostru, se odihnește. Și când s-a uitat, lângă copaci, în noroi, erau 2000 de oameni căzuți în noroi, dormeau. Și au făcut 150 de kilometri pe jos și mâine dimineața la 5 atacăm. La 5 au atacat, au rămas 3 sferturi sub pământ. Un sfert au mai trăit. Aia dormeau preludiu morții.
asta e cartea. Și atunci românul vede, citește și are acces la demnitatea de a fi român. Pe când Ursula von der Hund, aia care vine, tantea săraca, care nu știe unde a venit săraca. Știți că câteodată mă gândesc că am auzit care copii. Mă gândesc la ea, omenește, creștinește, ce le spui, Doamne, dumneata, copilul? Că nu ești, că ești mama numărul 2, că ești părinte 2, 3, 5, când pe front ăla cu cartușul în piept a strigat, mamă, ce le spui tu? Când înaintea morții tot așa strigă bărbații, mamă sau Doamne, astea sunt cele 200. N-a zis nimeni, uie, când moare, în clipa morții, ce rău îi pare sufletului bătrân când vine clipa despărțirii. Mi-a zis mie un foarte bun prieten, doctor oftalmolog, lasă-i bă, Dane, bă, ăștia, mă, cu SR-ul, ci că Doamne ferește, le intră copilul la terapie intensivă, fructoz la atos. Doamne ferește, așa fac. Doamne ferește, să-i păzească de... Păi, vedeți? La atos. Dar trebuie să strigăm, domnule Lazarus, strigăm la ei să-i trezim. Să-i trezim. Nu vă dați seama, au vrut să-mi ia cetățenia de cetățean de onoare de la Buzău. Noroc cu domnul Tuma. Bate scâmpidul. Nici nu se... Eu, Dan Puri, să-mi ia cetățenia că... Da, dacă lui Eminescu vor să interzică. Cine sunt eu, Dan Puri, pe lângă Mihai Eminescu? Un puric, un nime. Dacă îndrăznesc orice să scoată și... Ce te faci fără actul ăsta de iubire? Nu, am dat exemplu tot timpul poporul român, cum a reacționat neresentimental față de poporul ucrainian. Îi văd pe stradă cum se plimbă pe aici și prin parc, mai plimbă. Nu e niciun act de, cum să spun, intolerant. Nu, mă refer la românii noștri. Parcă și ei noștri. Mă gândeam că vă referiți la ucrainieni în raport cu noi. Câine, că, uitați și acum mă mări, câinele este aici, eu sunt singurul puric cu câine din lume. Câinele meu sunt masă. Mai este așa și labradorul meu s-a întâlnit cu un labrador ucrainian. Ei nu-și puneau problemele astea. S-au mirosit, s-au acceptat și am vorbit în engleza noastră tot. Și s-au înțeles, practic. Da, dar și stăpânii s-au înțeles. Where are you from? Românul i-a pus bucata, a uitat de invazie și domnul președinte Zelenski a spus că noi am invadat. Am ocupat Bucovina. Da, noi am invadat Bucovina. Și te uiți așa, cu privirea aia dacică, când te vei trezi, mă, să vezi ce popor sfânt ai. Îți vine să îngenunchezi. Porma au venit și ăștia de la stat, că face, mă rog, guvernul foarte bine. Dar ăsta i-a dat ce avea și era. Iau, bă, o pătură, o sară, mamă, ia-mă acolo. Ăsta este, cum să spun, de departe o lucrare a bisericii noi. Mila, Eleos. Hristos a fost singurul Dumnezeu care a plâns pentru noi. Singurul. Ce plângea Zeus, plângea altcineva, n-a plâns niciunul. Olimpul era o adunătură de proxeneți, zei care aveau numai putere, ca ăștia acum care conduc lumea. Proxeneți cu putere. Care Marvel. Acum Marvel este noul Olimp. Da, să ia naiba. Și știți, a zis Romano Guardini, un mare teolog catolic, prin anii 70, expresie, zice, Hristos a venit și a ridicat capacul de pe Olimp ca noi să vedem cerul. Noi asta facem, noi ridicăm capacul și în emisiunea asta. Uitați-vă la cer. Știți că apostolii au dat o chestie moștenită la Hristos. Nu vă lăsați hipnotizați de lume. Nu vă lăsați hipnotizați de lume. Să ai tot timpul în televizor, în știri. Eu nu zic să nu te uiți. Te uiți puțin cât trebuie. Judeci, bagi la computer și lăsulași. Dar la ce... Să, Paul Evdokimov, apropo de ruși, nu știu dacă avem voie să vorbim, dacă avem voie să citim, poate primiți amendă. Nu-mi dau seama, poate fi interpretat ca ceva nașpa. Lăsați-i în pace. Mari teologi au dat rușii. Paul Evdokimov zice, e momentul să nu mai lăsați să se reflecte în voi chipul istoriei, ci chipul lui Hristos. Și mai că mi-a zis un, ați văzut că este o alergie la cultură? A spus un filozof mai gras. De orice fel. E o alergie la cultura de orice fel. Da. S-a pronunțat un filozof mai bine hrănit de la noi din țară și după el o liotă de copiști care a zis, ăsta vorbește numai din citate.
Păi bă, vorbesc pentru că ei au fost mai deștepți decât mine și citatul este dat pentru că el concentrează la un moment dat un adevăr teribil. Și mi-am venit în cap o mărturisire nemaipomenită a lui Gustave Thibon, un mare creștin francez, și a zis: Hristos ne-a apărat în veșnicie, este cazul ca noi să-i apărăm chipul în istorie. Acum în istorie. Noi trebuie să-i apărăm chipul, iar chipul lui trebuie să fie în noi. Iar chipul lui, ca să fie în noi, noi trebuie să manifestăm zilnic prin ceea ce am învățat. Mila aceasta românească, care aproape era să ne scoate din istorie, dar ea ne-a ținut în istorie. Ai milă de ea, ai milă de ea, ai milă de ea, lasă-l bă, dar ei, lasă, de ce nu au avut milă de noi? Lasă-l bă în prata Domnului. Ați văzut că nu cere nicio reciprocitate? Dacă am mai zis, Doamne ferește, era un calvar pe poporul român și noi trebuia să ne refugiem. Unde ne refugiam, Domnul? Că nu ne primea nimeni, numai Marea Neagră. Gheorghe Brătianu, Dumnezeu să-l odihnească, a zis în proximitatea celui de-al doilea război mondial, singurul prieten al României este Marea Neagră. Știți cum a murit Gheorghe Brătianu? Acolo, în pușcăria de la Sighet, și s-a uitat unul pe fereastră și a văzut cum îl cărea de picioare și cu capul lui genial, poporul român, o enigmă și un miracol, istoria poporului român, lovea de trepte de ciment și l-a băgat într-o groapă comună. Vino aici. Dulce, vino aici. Îmi cer scuze că e geloasă pe noi că discutăm. Stai jos. Așa. S-o vedem. S-o vedem. Nu ne salută. Dulce, vino cu aici. Dulce, vino aici. Vino aici. Hai să vadă lumea în ce hal ajungem amândoi. Hai. Hai. Uite. Dulce. Măi, Botic. Am scris cartea Dulci. Jurnalul. Da, știu, am. V-a plăcut? Să nu știu dacă a citit-o, da. S-o citiți, vă dă peste cap. Am scris-o pentru că ce a văzut ea. Câinii nu mint. Știți că sunt cei mai buni confesori. Te confesez la ei și nu spun nimănui. Sunt extraordinari, da. Știți ce scria Lord Byron pe piatra de mormânt a câinului? Aici, câinelui, aici zace câinele meu, care a avut toate calitățile unui om și niciunul dintre defectele lui. Schopenhauer avea un cocker care zicea Atman, care în hindu înseamnă suflete. Iar Mark Twain a zis o chestie pentru care sunt gelos. Zice, de când am câine am o părere foarte proastă despre oameni. Da. Și vă întreabă foarte multă lume, de ce nu vă implicați mai serios în politică, poate? Poate oamenii simt, știu ce zic, oamenii simt nevoia, dar spuneți-mi asta, că domnul Lazarus, aveți intuiția și stețimea unui oltean. Mă vedeți pe mine în contextul ăla corupt? Eu fac mult mai bună treabă prin libertatea aceasta a discursului, pentru că din libertatea aceasta dau libertate celorlalți, curaj. Să fiu într-o structură, mă vedeți mereu la Cotroceni, puri și poporul, cu aia care alergă în jurul meu și să mă vedeți pe pedeapsă, mă asasinez în primul foarte repede. Pentru că eu aș pune niște probleme fundamentale, în primul de respect a poporului român, a schimba educația. Pe gând așa, noi suntem într-un spațiu unde poporul român nu are nevoie de o ideologie, are nevoie de un suflu. Nu, independența României întotdeauna s-a pedepsit. Apropo că pe 9 mai o să vedeți afișe nu cu independența principatelor, ci cu Ziua Europei. Acolo sunt trei sărbători: Ziua Europei, sfârșitul războiului mondial al doilea și independența României. Nimeni nu vorbește de suntem o națiune liberă și suverană, de sine stătătoare, liberă și de sine stătătoare. Mihail Coconici a văzut asta, ce a însemnat. Suntem o națiune liberă, independentă și de sine stătătoare. Nimeni. La afișe cu Europa. Și vine mare istoric Florin Constantinu, Dumnezeu să o odihnească, minunea asta de om, o istorie cinstită a poporului român. Și spune, ce mi-a dat mie Europa? Vă dați seama ce? Cum a spus dumneavoastră, nu, acolo la ala care vrea să vă întrebă cu zanfir. A zis, nu, ce mi-a dat mie Europa? Mi-a dat comunismul. După 9 mai am intrat în lagăr. Ne-a vândut acolo, la masa verde. Churchill, când s-a întâlnit cu Stalin. Șervețelul. Și da, șervețelul. Și Stalin a zis ceva ce în România. Churchill a zis,
haideți să nu ne împiedicăm de nimicuri. Da. Și nimicul a însemnat peste 200.000 închisori și milioane de oameni traumatizați și terminați pentru tot restul vieții. Și uitați ce, cum să zic, deșeuri mai avem umane care ies acum vai de capul lor schilodiți. Schilodiți din cauza unei ideologii pe un popor nevinovat. Om avea păcatele noastre în fața lui Dumnezeu. Nimeni nu-i pără pe chestia asta. Dar cu ce am greșit ca să fim schilodiți? Și numai noi, tot este. Și atunci mă vedeți pe mine să le spun, sunteți completamente greșit. Să mă duc în Parlamentul Europei, spune, cine v-a dat voie dumneavoastră să lansați promiscuitatea la nivel de ideologie? Cine vă dă dumneavoastră voie să intrați în familie, să distrugeți celula asta a familiei, ideea de mamă, toate structurile acestea? Cine sunteți voi de vă puneți în locul lui Dumnezeu? Ați născut voi un copil ca să fiți în locul mamei? Știți care este gradul de risc și ce să le mai povestesc? Le-a spune toate lucrurile astea. Știți pe ce pământ intrați când intrați pe pământul României? Că Papa Ioan Paul, nu? A îngenunchiat și a salutat pământul. A zis grădina Maicii Domnului. Așa se spune de acest pământ. Și atunci le trage cu mare respect, a spune, față de ce altă vă pare. Păi gândiți-vă că eu am mers în atâtea țări și m-am întâlnit, n-am fost cu impresari mari, ci pe condiția mea de auroloac. Și tocmai pentru că era condiția de auroloac și ea mă iubeau, urmă, la o bere mă vedeam cu ei și nu știți câte mărturisiri creștine de la fratele meu occidental am avut. Credeți că Occidentul este fericit? Dar ei n-au cunoscut, nu-i vedeți ce gimnastică fac, ce genoflexiuni fac acum săraci. Noi la cultura terorii am impus cultura diversiunii. Să reușim să ne strecurăm și să ne păstrăm în inimă credința. De acum încolo, rolul României ăsta va fi. Și trebuie să te axezi, cum să spun, vedeți că n-au fost 12 milioane de apostoli, 12. În România se va merge pe, cum zicea Țuțean, energii mari pe suprafețe mici. Principiul creștin. Eu am biruit lumea, singur împotriva tuturor. Hristos și-a trăit condiția umană până la capăt. Noi trebuie să trăim condiția creștină până la capăt. Că condiția creștină și românească se trăiește până la capăt. Nu o devim la sfârșit că nu știu ce. Hristos și-a trăit pe cruce, a suferit ca un om. Așa spune Nicolae Steinhard, părintele. Zice, Doamne, a trăit ca un Dumnezeu și a murit ca un om. Îl dureau palmele. Era în agonie și îl durea mai mare privirea mamei, pentru care nu mai putea să facă absolut nimic. A trăit acest lucru. De ce crezi că de 2000 de ani omenirea întreagă stă prinsă de această jertfă incomensurabilă? Este sângele cel mai nevinovat pe suprafața pământului. Uitați-vă la noi, la babele noastre care țin biserica aia. Eu am fost acum la o mormântare care m-a cutremurat. În ziua aceea, noaptea, era ziua de înviere, părintele George Laurențiu Bota, membru Tronos, la Zărnești, om de 44 de ani, domnul Laurențiu, vreau să vă spun, 3 copii a lăsat în spate și pe doamna lui și m-au pus să vorbesc după înaltă sfinția sa, mitropolitul Streza, după părintele Protopop de Brașov, cum să vorbesc eu, domnul Lazarus, când de Coșciuc stăteau copiii prinși cu mâine și nu vreau să-i dea voie. Și afară erau 1000 de înși, 36 de preoți vorbeam și plângea biserica. El făcuse biserica. El făcuse biserica. Când s-a dus acolo, era o bisericuță mică și era numai cu diaconul, nu venea nimeni. Și în câțiva ani au venit cu sutele să se spovedească. Asta este viața. Și când am ieșit afară și am văzut aia, peste 1000 de înși stăteau călare pe cruci pe acolo să-și vadă părintele la groapă. Ăla era poporul român. Ce te faci? Stăteau așa copii așa încleștați. Și eu ce să le spun? Ce să le spun? E, în esența asta, puteam să le vorbesc acolo de faptul că ne refacem bine printr-un decret prezidențial. Românul întotdeauna a trăit în evenimentul acesta major. Și când discuți la evenimentul acesta major cu oricare ființă de pe suprafața pământului, știți că marele martir Dimitrie Bejan din Hârlău, domnul primar de acolo, trebuia să facă de mult monument, o casă mai de capul ăla. Și a fost la Oranchi, unde erau 15.000 de, a fost mănăstire, nu mai repet asta, mănăstire unde era mănăstirea țarilor. Au împușcat 11.000 de călugări țarul ăsta, domnul Stalin. 11.000.
Și vorbim, au băgat 15.000 de prizonieri de război, de care majoritatea erau români. Și spunea Dimitri Bejan, erau religii diferite, culturi diferite. Numai despre viață și moarte când vorbeam, eram aceiași. Asta e principiul, nu comunității europene, comuniunii europene. Erau germani, finlandezi, norvegi, erau adunătură, români. Strânși și acolo eram în fața morții. Și că numai când vorbeam despre moarte și asta, eram toți împreună. Erau în păcare. Îi punea să dezgura pe soacă pe acolo, nu știu ce canal, și au dat numai de călugări cu împușcați în ceafă și episcopul legat cu sfori, așa a găsit pe un scaun. Împușcat. Și el ținea acolo, ținea predici, îi spovedea pe oameni prin ce a trecut poporul ăsta. Și când s-a întors, nu l-a mai primit în biserici. Iar părintele Dimitrie Bejan, vreți să vă spun unde este esența poporului român? A avut interdicție pe vremea lui Ceaușescu. Era un securist care îl păzea tot timpul, să nu vină lumea la el. Că lumea îl simțea că îi sunt. Și când a venit revoluția, lumea a vrut să-l linșeze pe securist. El l-a ascuns la el în casă. Părintele Dimitrie Bejan l-a ascuns pe securistul ăla care îl păzea în casă să nu linșeze lumea. Ați înțeles? Ăsta este poporul român. În manuale trebuie băgat Dimitrie Bejan. Gestul ăsta, după 20 de ani de zile, să știi că este unul care stă acolo și se poartă cu tine într-un mod, cum să zic, impardonabil în toate chestiile. Și zici, vină bă aici, bă, lasă-vă cu toate, să nu te omoarești. Cum să nu îngenunchezi în fața unui asemenea neam? Că nu era Belgia, nu, Doamne ferește, nu înseamnă că în alte popoare nu este gesturi de genul acesta. Există, da, cum să spun. Eu acum haideți ca să detenționez chestia asta cu părintele Nicolae Steinhar, care era evreu român, dar ce evreu și ce român? Și asta mi s-a părut. S-a creștinat, da. Care s-a creștinat și un martir. Și, da, diferența între el și Cleopa. El zice, părinte, prin, nu știu, 81, 82, 79, îi iertăm pe toți? Întreba pe părintele Steinhar. Da, mă. Da, iertăm pe toți. Cum și pe securiștii ăștia care ne arestează, ăștia care ne urăsc? Și aici a dat una care este senzațional, profund evrească, genial de inteligent. A zis, mă băiete, îi iertăm pe toți, dar pe unii nu-i simpatizăm. Înțeles? Dacă era Cleopa, zicea, răbdare, răbdare, răbdare. Aici, părintele Nicolae Steinhardt și-a luat libertatea de a evalua și a categorisi. Te iubesc, dar nu te simpatizez. Știți? Asta este. Oameni mari. O nuanță. Ca întotdeauna, nuanțele sunt importante. Da, da, da. Și o nuanță dată de un om sfânt, în care, știi, nu te așteptai, te surprinde. Nu? O anumită inteligență de comportamentul nostru al poporului român în istorie. Am tras o lecție fantastică noi acum cu poporul ucrainian, pe care Europa se face că nu o vede. N-a zis ce granițele au închis unii pe acolo, scurt. Se face că nu o vede. Da, oricum aia de sus ne consideră culoare de trecere cu armamentul lor, ai de capul de nenorociți. Nici nu știu pe unde trec. Aia nici nu știu pe unde trec în țara aceasta. E pământul plin de moaște. Știți? E la noi. Îmi tot dau mesaje cetățenii că tot trec convoaie de blindate și mă întreabă pe mine. Dar ce cu convoaiele astea de la Cincu, la nu știu unde? Mă zic, de unde să știu eu ce e cu convoaiele de blindate? Astea sunt la ultra secret. Nu putem să știm noi de unde vin și unde se duc. Știți cum o să fie cu convoaiele de blindate? Era un proverb chinezesc. Țăranul sapă pământul. Cel care a întrebat de drum nu se mai vede. M-ați înțeles? Da. Păi ce e cu asta? Încolo, se duc. Se duc în istorie. Vin din istorie, se duc în istorie. Că nu o să intri cu convoiul blindat în veșnicie. N-a intrat nimeni cu tancul în veșnicie și nici cu supersonicul și nici cu racheta atomică. În veșnicie se... Au mai intrat ei pe tancuri așa, dar doar vremelnic. Ce este istoria de... Știți, apropo tot de libertate și de un proverb chinezesc, ci că libertatea, zice, ca în stolul de gâște, stolul de gâște de rațe, nu se ridică la primul măcănit, ci la primul dat din aripi. Știți? Asta este. Dai acum din eu cred că nu acordăm noi, nu noi, politicul nu acordă deloc
o atenție deosebită, sporită pentru copiii ăștia și în timpul pandemiei, pentru că ei vin să ducă mai departe ce zicem noi, ce ne-am chinuit noi să păstrăm în viața noastră. Și am aflat că 64% dintre copiii României, dintre elevii României, nu au avut posibilitatea în această pandemie, când s-a stat mai mult în online, să facă orele respective, fiindcă nu au avut tablete, nu au avut calculatoare, chiar internet sau, cel mai grav, energie electrică. Deci 64%, ori vă dați seama, maestre, că discutăm despre generații sacrificate, despre un analfabetism care va să vină și pe care noi nu-l putem controla sub nicio formă, pentru că dacă au și ei profesori ca doamna de istorie, unii dintre ei nu vor fi interesați să recupereze și vor rămâne cu niște lacune care își vor spune cuvântul în viitor. Da, așa este. Știți că în cultură și în spirit pui acum și se vede în timp. O să vezi acești copii peste 10 ani ce rătăciți și agresivi vor fi, că n-au baza. S-a vrut lucrul acesta. Se dorește până și învățământul online, care este o infirmitate. De ce să nu comandăm 90 de milioane de vaccinuri mai bine și să plătim miliarde în loc să dăm copiilor niște tablete și să ne îngrijim să aibă internet? Aici intervine crima care a făcut o clasa politică și o are pe conștiință și trebuie să le spunem oamenilor, să-i responsabilizăm pentru ceea ce au făcut. Nu trebuie uitat, pentru că nu-i vorba că v-a făcut dumneavoastră lui Lazarus 1000 de ampuri. Au făcut copiilor noștri, au făcut țării, au făcut împotriva lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta trebuie spus, trebuie subliniat, trebuie acuzat public. Sunteți vinovați, sunteți responsabili ca ceilalți care vin din spate, alți oameni de această proastă calitate, să nu mai îndrăznească să facă. Să există o responsabilizare a lucrul ăsta, așa cum o facem noi acum, cu riscul acesta. Da, sunteți vinovați, v-ați bătut joc și ați spus foarte bine. În loc să faceți cu vaccinurile care și așa erau, cum erau, nesigure, să faceți o achiziție, putea să faceți pentru oameni ăștia, putea să faceți în situația asta, pentru că știți cum zice Spirul Haret, cum este școala astăzi, așa va arăta țara mâine. Iar Comenius, în didactica Magna pe la 1660, a spus, viața este școală. Deci viața noastră este școală. Și dacă viața noastră este ordinărită, cum vor ăștia de dincolo, să ne mutileze tot, școala este un dezastru. Dacă pe dumneavoastră vă vede copila despuiat prin casă, în Doamne ferește, mă înțelegeți ce vreau să spun, ea trece o traumă și va fi mutilată pentru tot restul vieții. Să vă dau o fotografie de educație sexuală de la Bruxelles, fetițe de 6 ani cu copii în genunchi, stăteau în cerc și în mijloc erau doi adulți, goi, făceau sex și fața lor era traumatizată. Și atunci te ridici și zici, nu, sunteți satanici, nu aveți voie, aici trebuie să te ridici în chestia asta. A dispărut instinctul de luptă. Românilor nu trebuie să le fie frică să apere credința și biserica. Dumnezeu îi va ajuta cu orice risc. Sunt valori mai mari decât viața noastră. Este valoarea copiilor noștri, este valoarea țării, este valoarea credinței noastre. Sfântul Părinte Nectarie spunea că jertfa este atunci când sufletul ordonă trupului să moară pentru valori mai mari decât viața. Și tot timpul am spus, care erau valorile mai mari decât viața lui Brâncoveanu? Copiii. Care erau valorile mai mari decât viața copiilor? Credința țării. Ce nenorocire a fost acolo, ce tragedie, nici o tragedie antică, nimic în toată istoria martirologiei nu o să găsiți ce a fost cu Brâncoveni. Niciodată. Care au avut de la patriarh, că l-a mâncat din mână patriarhul Constantin, a dat sultanul ordin să-i dea anatemă. 200 și ceva de ani a fost blestemat de biserică și poporul român a păstrat în inimă. El a fost canonizat în 1993. Am spus asta în biserică și s-au găsit oameni să mă filmeze de la adevărul.ro să spună că am vorbit despre legionari, că am vorbit, vorbeam de Ion Gavrilo Goranu. Nu mai erau legionari, mai erau țărăniști.
erau martiri, luptau, nu mai erau partide politice atunci. Stăteau așa, i-au așteptat pe americani să răzbitau, făceau focuri. Unul zicea, scria că începusem să simt uniforma militară de la 100 de metri. Se îmbrăcaseră securiști în civil, aveau o frunză, dacă erau ortodoși, greco-catolici, erau un amestec, erau catolici, erau partizani și așteptau să vină americanii. Și americanii n-au mai venit. Au venit acum. Vedeți? Doamne, Doamne! Dar această istoria, în fine, găsește undeva un moment de cotitură și asta se întâmplă la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când cei care sunt patrioți și cei care vor să mai tragă pentru țară nu sunt numai legionari, sunt de toate felurile. Sunt oameni din armată, sunt țărani care luptă pentru pământul lor, sunt și legionari. Din armata regală că ți-au murit, da. Au murit că în calitate de partizan. Dacă vă duceți la Iud, o să vedeți acolo cum sunt scriși pe peretele acolo de la bisericuța mică. Este ceva cutremurător, nimeni nu vorbește despre ei. Nimeni nu și-a cerut scuze la nivel internațional în fața acestui popor. Știți că la noi au fost cele mai mari crime. Solzhenitsyn a zis, când a aflat de fenomenul Pitești, că așa ceva în Rusia nu s-a întâmplat. În Rusia e împușca. Pe când la Pitești a vrut să le schimbe sinea. Se chinuie, da. Să le schimbe cum le schimbă acum. Sunt alți oameni. Nu vedeți că suntem în timpuri simultane, dar paralele cu tinerii noștri? Ei sunt într-un alt timp. Nu mai intră nimic să zici. Dacă faceți experiență antropologică și dați această emisiune la copii de 16 ani sau studenți de 25 de ani, de 30 de ani, o să vedeți reacțiile care sunt. Sunt, cum să spun, am mai spus-o într-o emisiune, le puteți găsi pe YouTube, am făcut vreo 3-4 piese din documentele, Costin Manoliu le-a cules, le-a scenarizat extraordinar, de la Rugul Aprins. Rugul Aprins. Alexandru Codim Ironescu sau Pe urmele pașilor tăi Iisuse, după Olga Grecian. Le găsiți pe asta. Sunt niște piese liturgice, tulburătoare, în care am chemat actori și să interpreteze pe textele lor de documente din pușcărie. Și am fost la Chișinău și au adunat elevi de liceu, care domnului Zazărăs, în timp ce și boxele plângeau de ce se auzea acolo, ei se jucau pe telefoane. Și în final a zis, bă, îmi pare că v-am deranjat. Și una s-a sculat și mi-a zis așa, cu un tupeu, zis, dar chiar nu ne interesează. Da. Și s-a zis o voce din spate, a unei doamne de vreo 50 ceva de ani, o să te intereseze, draga mea, când o să-ți aducă corpul neînsuflețit al ogonicului în coșciuc de aluminiu din Afganistan. Atunci o să te intereseze. Aia săraca pesenă că trăise. Atunci o să te intereseze. A venit Dumnezeu să vorbească. Vedeți că când vorbește Dumnezeu din ziduri, scrisese în cartea Omul Frumos, și m-a dus dimineața la o biserică, nu era biserica mea de cartier, ajunsem în altă parte, și un tip cu părul alb, cu șapcă, cu privire agresivă, mi-a zis, băi, și așa, de unde ai găsit tu, bă, oameni frumoși? Că de dimineață până seara văd numai lichiele. Era genul de securist turnător din ala vechi. Și am vrut să-i răspund, dar mi-era jenă că era în vârstă. Și a răspuns Dumnezeu. Era o băbuță sprinită de zi și a zis, există bred, dar mi-i vezi mata. Știți câți oameni frumoși sunt în poporul ăsta? Știți cu ce seamănă poporul român? Apropo de faptul că zici, unde sunt aia, domne? Unde sunt aia? Păi mă întâlnesc și în parc, în plin câinele. Mă întâlnesc și pe stradă și la aprozare aici unde mă duc și în mașină. Zeița florilor. A vorbit cu tămâioara. Tămâioară, tămâioară, tu ești floarea care ne-a parfumat viața, ne-a dat atâta bucurie, atâta fericire. Spune-mi că eu sunt zâna florilor, spune-mi ce vrei tu, drept răsplată. Și tămâioara a răspuns precum poporul român. Dă-mi zâna florilor puțină iarbă ca să mă ascund. Nu simțiți în poporul român un soi de
timiditate de cel mai bun simț. Eu am simțit și prin avioane când mă duceam și prin, cum se zice, un soi de suferință tăcută. Dom'le, da, poți să zici că mai sunt și mitocani și astea, dar să știți că și pe la mitocani i-am văzut în avion, săraci unii se îmbătau poate de frică că plecau, dar își făceau cruce. Și dacă cădeai pe jos, ăia te ridicau. E ceva în neamul ăsta care n-au reușit să-l zgâlție. La noi creștinismul este firesc. Asta a avut remarca aceasta părintele Rafael Noica. Firesc. Firesc. Fără, noi nu avem sfinți stâlnici. Nu, isihaști, așa, care se pierdeau prin pădure. Știți că avem și acum isihaști? Avem. Monahi care s-au retras prin pădure, ăia ținem. Și fiecare român care în sinea lui se roagă. În afară de cei de la Atos. Da, lăsați Atosul. Atosul este în fiecare bisericuță pe aici, de cartier. V-am zis cum am învățat eu să sărut o icoană de la un urb. Prea cu mâine așa era. O săruta cu degetele. Știți? Așa. Am încremenit. El nu putea să o vadă. El vedea cu degetele. Între el și icoană se crease o transmisie fantastică. Citea imaginea în brai. Era o apropiere. Era o apropiere din asta de cristică. Extraordinară. Știți, mă gândesc întotdeauna la privirea lui Iuda când l-a privit și l-a sărutat pe obraz. Ce semn, domnule! Deci, cel mai frumos semn al iubirii să fie folosit ca unealtă a trădării. Ca unealtă a trădării. Ce mă fac, Doamne, cu libertatea asta fără aripi? Unde se duc tinerii noștri? O să fiți atent, domnule Zaza. Dacă el își trădase de fapt referențialul, el de ce nu mai avea aripi? Pentru că nu avea față de cine. Păi el, cum să zic, ca ăștia tineri. Ce sens mai avea dacă nu mai era axis mundi? Ai, cum să zic, libertatea presupune responsabilitate. Anumite lucruri nu le faci tocmai pentru că ești liber. Eu nu sunt liber să scui pe poporul român. Nu sunt liber să scui pe niciun popor. Sunt liber să iubesc. Și se zice prea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. Nu e genial? Pentru că iubirea nu se iubește și fă ce vrei. Este extraordinar. Și o să vedeți ceva. Eu îl simt cu vârsta. Petre Pandrea spunea și cam 60 de ani simt paștii de lup ai morții cum dau ocolul stânii. Se simte moartea că vine încet. E vârsta. Pașii de lup încet, smârie, vine. Suntem responsabili cum trăim pe ultimul segment de viață și cum murim. Să ne vadă că murim drepți. Fata dumneavoastră vă va porta în suflet toată viața pentru tot ce ați făcut în perioada asta de criză. Bă, tatăl meu n-a fost un neicani meu. A strigat cât a putut. Nu știu cine a ascultat, bă, ce? Eu. E de ajuns că l-am ascultat eu. Vorba cântecului, am băiat, dar am și fată. Și băiatul meu a avut ziua lui, am împlinit și el acum 16 ani, pe 24 martie. Vă trăiască, la mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc asemenea. Și l-a întrebat mămica lui. Măi Andrei, dar ce vrei să-ți dăm un cadou? Că vrei un telefon, vrei ceva? Și el a spus așa, nu vreau niciun telefon. Știi că nu-mi bat capul eu cu telefoanele, eu vreau o Biblie. Și atunci ne-a căzut cerul în cap. Ce vrea? O Biblie? M-am dus la Patriarhie, vă dați seama, m-am chinuit să-i găsesc o Biblie mai specială, crezând că ar avea vreo relevanță. Și s-a uitat la ea și m-am dus și am luat și o carte de interpretare a Bibliei, un atlas, de fapt, cu imagini. M-am gândit că îi creez o imagistică, așa. Da, da, și ajută. Și era în țiplă. Acel atlas, mult mai mare decât Biblia.
Și peste vreo săptămână îmi zice fosta mea, știi că s-a apucat de citit Biblia din secunda în care a venit acasă. Zic, da, cartea aia care e explicită Biblia, eu explicitează. Nu s-a uitat pe ea? Nu. Interesant. Și dau telefon. Mă, Andrei, dar de ce nu te uiți pe cartea aia? Păi da, dar cartea aia îmi explică ceea ce vor ei să înțeleg. Eu trebuie să înțeleg eu ce citesc din Biblie, nu să-mi explice alții. Și am stat așa și m-am gândit, zic, incredibil. Nu m-aș fi gândit niciodată la treaba asta. Păi știți de ce? Pentru că noi am uitat de privilegiul gândirii personale. El a zis, eu ce înțeleg. Era față în față cu Dumnezeu. Restul sunt comentarii. Dumnezeu nu are rezumat. Nici note de subsol. Nici note de subsol. Este clar și limpede. Puștiu este excepțional. Puștiu, da. Este... M-a apucat frica numai când am auzit. Ce să-i spui când ești în proximitatea asta? Dacă minți, ești imbecil. Nu merge nimic. Eu, apropo de asta, am plecat toată de la Antena 3, am avut o emisiune. Am luat un șofer de taxi. Maestre, mă bucur. Da, da. Vedeți, domnul Puric, eu vă conduc acasă cu mașina, pe drum. Cea mai aici, la parbriz, mă conduce pe mine în viață. Era o Biblie veche de 100 de ani. Zice, mama mi-a dat-o. Și vă mai spun ceva, mă rog pentru dumneavoastră. Și eu zic, cum vă numiți? Emanuel. Și am să mă rog pentru dumneavoastră. Mi-a zis un cărugăr, domnul Dănuț, eu mă rog pentru dumneavoastră. Rugați-vă și dumneavoastră pentru mine. De ce? Rugăciunea este o pasăre cu două aripi. Numai așa poate să înalți la Dumnezeu. Noi ne mai pomenit? L-am pomenit, Emanuel. Vestea ce bun. Și că asta mă duce pe mine în viață, eu vă conduc acasă, dar asta mă conduce în viață Biblia de la mama. Credeți că Puștiu o să uite el că la 16 ne-a zis o Biblie? Niciodată. Nu, mai ales că are o dedicație pe ea, dar poate n-ar fi trebuit să o scriu, dedicația acolo. Dar i-am scris așa, să nu uiți un lucru. Faptele tale au ecouri în eternitate. E adevărat, e din Marc Aureliu, care a fost inițial un prigonitor al creștinilor. Da, da. Dar gândul ăsta al lui e peste timp și peste spațiu. Da, faptele tale au ecouri în eternitate. A fost un înțelept stoic care, cum să spun, vedeți, e ca și Seneca, zice, nu-ți lăsa fericirea pe mâna nimănui, pe când creștinul zice, Doamne, mă las pe mâinile tale. Seneca, săracu, avea dreptate, că dacă tu ești în jur, nu poți să-ți lași fericirea. Dar creștinul zice, ce a zis Hristos, facă-se voia ta, Doamne. În mâna ta sunt, Doamne. Iarăși, depinde de referențial, depinde de schema în care ești ancorat, în care te-ai format, în care crezi. La român nu este schemă, e un adevăr. Adevărul nu are schemă. Restul, știți că religia, creștinismul este o religie fără religie, religie, nu te leagă. Ești liber. E Hristos, zice, după întrupare, am ascultat o predică foarte bună a prea fericitului Daniel, a patriarhului, foarte bună. Zice, Hristos după înviere nu s-a arătat la cei care l-au prigonit. S-a arătat numai la cei pe care el i-a iubit. Și nu s-a arătat la cei pe care i-a prigonit ca să nu creeze o presiune asupra lor. Le-a lăsat libertatea de lor, cum au acționat. Dar în același timp și-a luat și el libertatea de a-i evalua. Nu-i teribilă? Bă, aveți libertatea să mă înjurați, să faceți, dar am și eu libertatea să vă evaluez. Dați-vă în poporul român. Dar poporul român, aveți toată libertatea. Dar poporul român are libertatea hristică de a-i evalua. Nu-i bună? Teribilă. Deschisă, nespeculativă. Da. Uite, am primit un mesaj genial în trei cuvinte.
doi viermi rusofili. Altceva. Da. Altceva. Păi să le dăm libertatea. Aveam nevoie. Aveam nevoie de așa ceva. N-am fost niciodată la Moscova, nu cunosc niciun rus. N-am avut niciodată vreo afinitate față de Putin, pe care îl consider un dictator și un tip care a stat prea mult la putere. Asta e. Ce putem face acum? De ce nu vedeți esența problemei? De ce trebuie să vă scuzați dumneavoastră și chis, excuse, accuse? De ce nu faceți exact ce am discutat înainte? Lăsați-l libertatea, dar și libertatea noastră de a-i evalua. Ăștia sunt. Lăsați-i în pace. Ce poate să fie pedeapsă mai mare decât lipsa de viață pe care urmează? Asta este, cum să zic, e priviți-i cu milă. Ei sunt presiune plătiți pentru așa ceva sau poate orizontul lor este atâta. Atât pot să înțeleagă ei. Știți? Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Era, din punct de vedere, David Hilbert, tot îl repet și pe mare fizician, matematician american și a zis că un om inteligent are o perspectivă mare. Un om mai puțin inteligent are o perspectivă mai mică. Altul și mai puțin inteligent are o perspectivă și mai mică. Până când imbecilul are un punct de vedere. E un punct de vedere. E un punct de vedere care vrea să distrugă perspectiva creștină. Fata dumneavoastră nu va reține că a spus rusofil, ci sunt de stată creștin, care spun. Ei săraci, cine știe din ce familie provin sau câți bani au primit sau în ce confuzie sunt sufletească. Nu? De ce să ne privim din punctul ăsta de vedere chiar cu miră? Unde se vor duce oamenii ăștia? Eu cred că cea mai mare tragedie care s-a întâmplat acum odată cu pandemia este această încercare parțial reușită de a lichida gândirea analitică asociată aici colo cu credința religioasă. În mod paradoxal, gândirea analitică pare a fi într-o situație contondentă cu credințele religioase. Dar în acest context au dorit să radă orice fel de analiză și orice fel de credință. De ce? Pentru că omul nou, între ghilimele, trebuie să fie o chestie amorfă, o carcasă. Da, este conceptul, îl mai folosesc sociologii americani, Lipma, dar e luat după Søren Kierkegaard, turma confuză, zicea poporul public. Poporul public. Este anulat spiritul critic. Iau nevoie. Bancul de pești. Domnului Lazarus, iau nevoie de o populație docilă. O populație docilă și atunci scot gardieni. Gardienii sunt, e băiatul ăla care a scris cu viermii, aici nu se trece. Deci ei sunt gardienii plătiți. Și atunci, dacă te sperii și zici, domne, asta și a spus, eu n-am fost rusofil. Nu. Gardienii, după ce sperie turma, zice, aveți fericire la mine. Și turma merge acolo. Gregs, gregar, instinctul gregar. Nu, românul zice, lasă-vă în plata Domnului și pe ăsta. Nu te ocupa de el. Nu sufla în tăciunii ticălosului. Avem altă treabă de făcut pe pământul ăsta. Ne văd oamenii. Oamenii sunt triști. Oamenii sunt dezamăgiți. Oamenii sunt răniți în intimitatea lor. Și atunci suntem responsabili să refacem, să regenerăm sufletul românesc. Orice act, nu, gândiți-vă că numai computerul, dacă stai foarte mult pe el, asta nu înseamnă că trebuie să-l arunci, pentru că este epoca aceasta care își cere dreptul, Doamne ferește. A fost distrus spiritul asociativ, ei nu mai fac asociații. Oamenii nu mai fac, el nu mai citește Miorița. WW Miorița. Și am un rezumat mic. Caută pe trei fraze. Caută pe internet Dan Puric și vede de asta, așa, da, habonic religios, om de treabă, altul, nu știu ce, încruciș, în compotul ăsta, în cocktailul ăsta, el aici se naște băiatul dumneavoastră. Nu trăiesc eu din părerile voastre, îmi fac eu părerea mea. Da. Băi, ce faceți, bă? Noi românii trebuie să privim România prin luneta altora.
o privesc eu. Și fără lunetă, cu ochii deschiși. Aici înseamnă, și întotdeauna să știți că mari oameni au fost mari izolați. Gândirea personală pedepsește, este pedepsită. De ce nu te supui? De ce nu te supui de ampurii la toate chestiile astea? Am făcut, oameni, mistic religios, ocultă, m-au făcut că am fost informator la securitate, m-au făcut că sunt omul rușilor. M-au făcut în tot felul, dar numai de libertate n-au zis. Și stai să le răspunzi. Legionaroid că îl pomeniți pe Ogoranu. Păi dar ei știu cine a fost Ogoranu. Păi da, serios acum. Ei știu ce înseamnă să stai cu arma în munți? Domnule Lazarus, acolo ani de zile? Domnule Lazarus, dar ce știu ei? O generație spontană, ce știe celula cancerigenă de țesutul vechi? Nimic. E veselă că e nouă. Și se multiplică cu o viteză uluitoare. Ea sare etapele alea, sunt patru faze de multiplicare. La faza a doua și de acolo se multiplică. Un oncolog a dat o expresie extraordinară. A zis, dumne, ați văzut gazonul pe terenul de fotbal? Da. Închipuiți-vă că dintr-o dată o ia printre bănci și pe bulevard, gazonul. Își depășește limitele. Ce știe el? Păi bă, stai că e acolo, gazonul e numai pentru fotbal. Și atunci, deci ce poate să știe copilașul ăsta care a scris asta sau ceilalți care scriu, știu, postace ăștia? Este, cum să spun, sunt celula nouă cancerigenă care nu mai are informația veche. Știți că la segmentarea genetică îi taie capetele genei, gena și ea cere apel să se replieze la celălalt, la memorie, numai că celula are ADN străin și începe să mintă și în loc de popor scrie populație. În loc de România scrie regiune. În loc de mamă scrie părinte 2. Nu mai are memorie. Dacă fetița dumneavoastră vine și spune, uite tata cum este cu istoria cu Ștefan cel Mare și spuneți, a fost un conducător. Poftim? Da, un conducător a fost pe acolo de oaste, în cel mai bun caz. Ștefan cel Mare, atletul creștinismului, apărătorul Occidentului, era o varză dacă nu era. E altă dimensiune. Tata, ce e cu Deceva? Deceva a apărut în manualul din 2007. Conducătorul, dacă avea fruntea înaltă, obrajii proeminți și buze senzuale. N-avea buze senzuale, bă. Și zicea Dio Cassius, geniu, transforma o înfrânge într-o victorie. Uriaș strateg. Când zice i-au cam plătit romanii chiar și tribut niște ani de zile lui Decebal. Sigur că tot la Roșia Montană. Sigur că după aia au venit și l-au luat înapoi. Da, s-au dus la Roșia Montană și într-un an de zile Imperiul Roman avea monedă de aur. Copilul trebuie să știe asta. Vedeți, este o istorie, îl cunoașteți pe domnul general Radu Teodoru. E o minune românească. Și l-am văzut, l-au băgat în Asociația Motocicliștilor. Și el este, doamne, și aviator și mai știu ce. Și la un moment dat a venit un italian. Deci, mio fratelli, generale, io ti amo. Și el zice, fratelli, dar pe vremea lui Trean a scandat cu jmangla. Doamne, mi-a plăcut. Ei, ține minte de 2000 de ani. Nu i-a uitat, a dat cu jmangla, doamne. Extraordinar. Asta este. Doamne Lazarus, mă duc că mâine am probleme. M-a ținut de 2 ore, dar nu mi-a părut rău. Mai mult de 2 ore m-a ținut. Dar 2 ore și 18 minute exact. Vă rog pentru să mă că am uble. Avut să mă uit cam câte mesaje am avut, exceptându-l pe ăla și încă vreo 2. Cred că ar fi mai bine de 1500 de comentarii care au concluzionat că 2500 de comentarii, da. Acum s-a actualizat. Au concluzionat în cor că emisiunea din această seară este rugăciunea din această seară. Cam despre asta era vorba. Domnul Lazarus, să nu-i mulțumim lui Dumnezeu că avem un asemenea popor. Și nu e vorba de reciprocitate. Vreau să vă spun, după ce m-au bombardat amărâți ăștia săraci peste tot, au zis de mine toate astea și am reapărut și pe scena Teatrului Național așa. Nu știți cu câtă dragoste m-au primit. Nici nu ai interesat de câte... Doamne, poporul este... Știți? Seamănă cu pisica. Pisica nu pune gura pe o treabă. O scuipă. Labradorul meu e naiv. Câinii s-o trevesc.
Are un geniu poporul ăsta. Bă, s-au dat cu o treabă. Dă-i încolo. Le mulțumim și noi. Trebuie să le mulțumim că sunt așa. Pentru că altfel am vorbit cu masă. Și mulțumiți-le și ălora care au scris așa ceva. Mi-a dat o băbuță, v-am zis aia cu să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să le dea și dușmanul dumneavoastră, că dacă nu erau sănătoși, nu vă ridicau atât de sus. Nu este excepțională? Să vă dea Dumnezeu sănătate, maestre, și să le dea și dușmanilor, că dacă nu erau sănătoși, nu vă ridicau atât de sus. Vă precizez cu drag. Doamne ajută. Asemenea, mulțumim maestrului Dan Puric pentru prezența absolut specială din această seară. A fost o emisiune istorică, îi putem spune. Va rămâne etern în YouTube și în Facebook aici. Și deja probabil impactul era 100.000 în momentul, la un moment dat. Va fi redistribuită cu siguranță și oamenii își vor găsi aici, așa cum ei au spus, rugăciune de seară și hrana sufletească. Să îmi dați și mie link-ul, că da, eu sigur. Sunt foarte prieten cu o tanti Floarea Țiganca de pe stradă, care este genială, și m-a văzut la televizor și mi-a zis: domn maestru, ești al dracu de deștept. Și doamne, să vadă și ea. Are telefon, are tot ce trebuie, nu? Are tot ce trebuie. I-am dat lumina de Paști când eram în carantină. A venit un preot la ușă și mi-a dat lumină, săracul preot, că eram închis aici. Și am chemat-o pe Floarea și am zis: uite lumină. Că, maestre, a venit de la Patriarhie, care a venit de pe aia, și zice: du-o mai departe. Aia cu lumină. Penibilia, care ziceau: stați în casă. Deci veniți de luați lumină. Și pe blocurile alea amărite socialiste: Hristos a înviat în balcon. Și ce popor avem. Și da, Doamne ajută, sănătate. Cu stimă, maestre, toate cele bune. Doamne ajută.